Domnilor, cu ajutorul Dumnezeu am ajuns la 18-a ediție a Festivalului Concurs Național Creație Literară Avangarda 22. Am zis că de data aceasta salonul cărții să-l facem într-un alt mod, mai original, bănuiesc că este plăcut pentru toată lumea. Înainte de deschidere, vreau să prezint aici un partener de bază al fundației noastre, Asociația Culturală Familia Leca, asociație care, de la bun început, a fost de partea noastră la modul cel mai serios posibil, cum n-au făcut-o uneori poate alte instituții serioase. De aceea, îl invit să-l cunoașteți pe președintele acestei asociații, antrenor de merit de la București, proprietar al conacului de la Radu Mirești, al familiei Gheleca, familie care a scris Bacăul pe istoria țării, pe harta țării. Îl invit să vin un pic, dacă probabil că este aici, nu? Eu chiar nu mai văd. Nu mai are nevoie de alte prezentări, atât voiam să prezidez că este sponsorul festivalului nostru și a Crăciunului Scriitorilor, un om de o seriozitate care m-a uluit pe mine cel puțin, care am cunoscut destui oameni, bănuiesc că am cunoscut, însă un om de asemenea seriozitate n-am văzut. Mai este două vorbe, mai poate să deschid. Prea multe laude din partea lui Victor Munteanu. Personal îmi pare extrem de bine să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră. Trebuie ținut mai aproape de... Mai aproape. Personal, mare bucurie să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră. Nu fac decât să respect o tradiție a familiei, care de-a lungul multor ani a fost alături de cultura Bacăului și mă bucur că am putut să continue crezul lor. Mă bucur că pot să fiu alături de Victor Munteanu, neobositul organizator al acestor întâlniri, motiv pentru care de fiecare dată când am ocazia voi fi alături de dumneavoastră și trebuie să-mi exprim prețuirea, pentru că într-un moment când, după părerea mea, cultura și cartea nu este la nivelul la care ar trebui să fie respectată în România, găsesc aici oameni care ridică valoarea cărții la nivelul la care ar trebui întotdeauna să existe în țara noastră. Numai valoarea, și cartea este una din valorile esențiale după mine, ne poate face din nou mândri că suntem români. Încă o dată vă salut cu mare bucurie și îmi pare bine, așa cum am spus la început, să mă aflu ori de câte ori pot în mijlocul dumneavoastră. Mulțumim frumos, doamnă prezident. Eu va trebui să fac ceva pe loc acum, să am un pic de... Dar acest microfon, ca să mai vorbim. De fapt, am impresia că seamă deși fără microfon, nu? Da. Nu-i mai bine fără microfon? Da. Dacă... Florin, noi am propus în felul următor. În prima etapă să facem colofuri propriu-zis din programul nostru, cultura rurală, culturii stradale în societate, și să vorbească cei care au fost programați, după care, așa am zis, o să luăm prânzul, trebuie să luăm masă, și după aceea să facem lansarea de carte. Sunteți de acord cu formula asta? Da. Sau vreți de la cap la coadă aceeași treabă să te mași la sfârșit masă? Nu. Eu zic așa, că totuși ar fi cazul să împărțim în două treburi, nu? Deci... Da. Uite, delegația Danielii era la mine acolo. Unde ești, Daniel? Uite, delegația. Abia acum am găsit dosarul ăsta. Da. Nu mai facem prezentările, o să ne autoprezentăm, ca să zic așa. Și o să începem cu Valeriu Stancu,
un om de cultură, scriitor din Iași. A făcut și revista Cronica, și editură. A fost și președintele filialei Iași. A scriitorul din Iași. În sfârșit, o personalitate complexă, autentică, așa pentru care drept îi mulțumesc că este în mijlocul nostru și ne onorează. Deci, în loc să deschid acest simpozion sau colobiu cu tema noastră, care e efectul culturii stradare în societate. Eu, în partea asta, nu văd absolut cu desăvârșire, dar chiar dacă pun ochelari, e contrajur și nu prea... Contrajur? E și așa. Deci unde e? Da. Aici vrea că se vadă lumea. Se poate sta și pe un scaun, nu e obligatoriu. Pe un picioare e cam... Nu se alegeți, dar se vadă toată lumea. Bună ziua, dragi colegi, dragi prieteni. De obicei, fiind cu litera S, sunt lăsat așa mai spre finalul. Acum văd că și-a propus Victor să înceapă cu mine. Nu am intenția unui captație o benevolenție, dar eu ieri am aflat, nu, alaltă ieri seară, de acest colocviu și am încropit în sfârșit și eu ceva ca să nu creadă gazda noastră că nu am bunăvoință. Dar sunt convins că ceea ce vom auzi de la ceilalți vorbitori va fi mult mai interesant. Și domnul Parascan, eu fiind primul, nu voi putea fi de acord cu antevorbitorii mei. Audite cives. Conceptul de cultură stradală cuprinde o serie de termeni adunați cam aleatoriu, de la graffiti și până la, să zicem, concursuri de artă culinară, iar după opinia mea, această sintagmă conține și o contradicție în termeni. Căci, dacă acceptăm cât de cât notorietatea lui Aristotel și acordăm credit afirmației sale care ne avertiza că, citez, pentru a dobândi cultură sunt absolut necesare trei lucruri, o înclinare înnăscută, studiu și un exercițiu continuu, am încheiat citatul, atunci devine dificilă, nu vreau să fiu radical și să folosesc termenul imposibilă, asocierea dintre cultura autentică și manifestări stradale ale spiritului uman. În plus, pentru generația mea, buclucașa sintagma are și dureroase ecouri. Ceaușescu, prin nefericitul fenomen numit Cântarea României, își propusese și el să coboare cultura în stradă. Și știm la ce a dus egalitarista idee că oricine poate face art. Nu, domnilor, oricât de porniți ar fi unii împotriva elitismului, cultura și arta nu sunt stradale. Nu se adresează mulțimilor ca meciurile de fotbal sau ca zgomotoasele concerte de muzică rock. Una din cele mai importante caracteristici ale artei este dăinuirea. Ori eu, oricât m-aș strădui, chiar nu văd dăinuind arta făcută cu spray-ul. Ori muzica acompaniată de pocnetul destupării unor sticle cu licori bahice sau de foșnetul deschiderii unor plicuri cu prezervative. Cine nu a văzut, umblând prin orașele lumii, statui vivante? Iar corpul uman, o știm de la antici și de la renascentiști, merită cu adevărat admirat. Dar când corpul respectiv nu a fost zămislit de inspirația unui maestru înarmat cu o daltă și cu un ciocan, ci de o clipă de iubire carnală, atunci statuia stradală nu merită decât cel mult premiul de anduranță din partea unui juriu cetățenesc. Poate ar fi nedrept să reducem arta stradală exclusiv la graffiti, care pendulează între inițiere și vandalism, deoarece strada are astăzi variate forme de a-și manifesta cultura. Evident, am avut grijă să plasez termenul între ghilimete.
concerte organizate de tot felul de consilii administrative teritoriale pentru cumpărarea bunăvoinței maselor de votanți, sporturi de stradă, cântăreți și bucători și bucătari ambulanți, jocuri de lumini pe fațade, teatru de stradă. Mergeți la Avignon în perioada festivalului și veți avea parte de spectacole la propriu, la fiecare colț de stradă. Cercetori cu repertorii manelizate, street dance, artă populară superindustrializată și omniprezentul kitsch atât de implementat în viața contemporaneității. Ați ghicit, până și termenul implementat este un kitsch, dacă nu chiar un barbarism pentru limba română, furat din jargonul informaticienilor. Toate aceste forme de comunicare a unor mesaje cât de cât coerente, forme prin care unii din semenii noștri vor să se exprime, vorba aceea, tel metră, tel valet, sau despre care ei cred că îi exprimă plenar, și acest cuvânt este între ghilimete, toate aceste creații efemere care intră noles volens în viața noastră sunt și un semn că viața culturală a societății se schimbă. Cultura coboară în stradă, vorba unui premier, fiindcă iubește oamenii. Dar cred, își coboară și nivelul artistic și axiologic, renunță la exigențele unor riguroase criterii estetice, își îngustează orizontul adresabilității și mizează pe efemer. Spăimoasele picturi spreiate pe ziduri, poduri și era să includ și autostrăzile în înșiruirea mea, dar din acestea nu avem. Au fost botezate la noi artă urbană. Poate din cauza că tinerii creatori rebeli, dar monocorzi din localitățile rurale, nu dispun de mijloace financiare pentru cumpărarea spray-urilor. Dar cum să neg tocmai eu această formă relativ nouă de pictură murală, spun relativ nouă, deoarece cu scrijelitul prietenilor întâlnite în cale se ocupa și omul cavernelor. Când, ori de câte ori, Festivalul Internațional de Poezie de la Trois-Rivières mă abate cu ispita de la Trevi și mă preumblu fără griji prozaice prin orașul Quebec, rămân uluit de frescele care împodobesc multe ziduri, fresce realizate în uimitoarea și înșelătoarea tehnică numită de francez trompe-l'œil. Oare unul din scopurile artei nu este tocmai acela de a pune preț pe iluzie? Faptul că există orașe care găzduiesc și chiar organizează street art festivaluri, nu înseamnă că în cuprinsul lor se vor zămizli Leonard, Nureyev, Nerval, Balzac, Zamfir, pe bandă rulantă. Nivelul culturii stradale e așa cum e și se adresează unui public pentru care conotațiile cuvântului exigență sunt greu de deslușit. Eu prefer să categorisim arta stradală ca o formă cu minte de revoltă, de care cei ce conduc societatea ar trebui totuși să țină seamă. Forme răzlețe, disparate, discrete ale așa zisei culturi stradale, au existat și s-au manifestat mereu de-a lungul epocilor, încă din antichitate. Dansurile dionisiace ale vechilor greci, însoțite de sunete de flaute și tamburine, oare ce erau? Dar fenomenul acesta al sărbărilor stradale, atât de bine organizat în contemporaneitate, cu zile ale orașelor, cu spectacole și concerte în plein air, din piețele publice, cu o specie pseudo-pantagruelice și cu împărțiri de cadouri ieftine, consider că este rezultatul unui politicianism bine țintit, care își propune să dea o consistență liniștitoare pentru autorități și conducători, anticului precept enunțat de Juvenal, panem et circenses. Deci, aviz amatorilor. Și ca să par cât de cât erudit, am să închei amintindu-vă faptul că un ministru al culturii din Franța, André Malraux, pe numele său, afirma: autrement dit, le droit à la culture, c'est purement et simplement la volonté d'y accéder.
Cu alte cuvinte, cine vrea să vadă grafiti, umblă fleaura pe străzi, iar cine vrea să admire surâsul Giocondei, merge la Louvre. În ce mă privește, prefer ca pe stradă să fiu atent la mașini și la pasajele marcate pentru traversare, iar de roadele culturii și artei să mă bucur în muzee și săli de concerte, în librării și săli de lectură, în teatre și galerii de artă. Vă mulțumesc! Mulțumesc și noi, Valeriu Stancu. Eu mă gândeam că, iată, o expunere exact la ceea ce am intenționat noi să obținem prin această temă. Cred că a deschis această întâmplare culturală, dând tonul major, cum îi place Dan Petrușca în tine să zică, al întâmplării. Și gândesc că este foarte la obiect și foarte... Să-i invităm pe cantautorul Florin, cunoscutul cantautorul Florin Țuțoianu, să-l destindă un pic pentru a trece mai departe. Bună ziua, bine ne-am regăsit. Voi interpreta prima piesă pe versurile lui Lucian Strochi, Cântec blând de leagă. Lumină lină din lumină, umblă veche și divină. Mușcă blând la rădăcină, iarbă verde să devină. Noaptea e de miere plină, inima nu-i nici o vină. Vara toată e grădină, acasă-i aici senină. Col de cele sfinte, ochi pentru cuvinte, brastă pentru minte, două prea cuvinte. Col de cele sfinte, două prea cuvinte, ești cu oară minte, azi, cine te-a lindă, azi, cine te-a lindă. Lumină vină din lumină, umbră veche și divină. Mușcă blând la rădăcină, iarbă verde să devină. Noaptea e de miere plină, inima nu-i nici o vină. Vara toată e grădină, acasă-i aici senină. Gol de cele sfinte, ochi pentru cuvinte, brastă pentru minte, rouă prea cuvinte. Gol de cele sfinte, rouă prea cuvinte, ești cu doarea minte, azi, cine te-a lindă, azi, cine te-a lindă, azi, cine te-a lindă. Să continuăm discuțiile noastre, sper că pe aceeași ton grav, care a fost deschise, și să-i dăm cuvântul laureatului de anul trecut al marului premiu al festivalului nostru, un poet care nu mai are nevoie de nicio reprezentare, Nichita Dănu. Ia acolo în spate. Aici, în față. Băi, în microfonul? S-aude, nu? S-aude, da. Nevoie de microfon cumva?
Probabil voi fi cumva pe o altă linie și pe alte coordonate decât Valeriu Stancu. Dar e și normal, pentru că realitatea străzii și alta străzii trebuie să o privim din mai multe unghiuri. Nici eu nu-l privesc chiar din unul singur. O să vedeți aici în text. Pe la mijlocul anilor 70, criticii afirmau că Mircea Dinescu a coborât poezia... Nu s-a văzut nimic, îmi pare rău. Mai aproape. Dar cum de la... Dar cum de s-a auzit la Valeriu și la Mirin? Mai da, nu? Merită de profund. Pe la mijlocul anilor 70, criticii afirmau că Mircea Dinescu a coborât poezia în stradă. Titlurile următoarelor volume vorbesc de la sine despre evoluția și obsesiile poetului, întrebarea unui simț, democrația, naturii, obieții cu marțea, moartea și peștii ziarul, fluierătorul în biserică. Mircea Dinescu nu a coborât doar poezia în stradă, ci a coborât-o și în arena publică. Nu știu dacă înainte de 89 sau după. Dar înaintea lui au făcut-o și alții, iar după el a urmat o întreagă linie de poeți în care strada a devenit un fel de leagăn al civilizației, dar și al inspirației poetice. Când vorbim de predecesorii săi apropiați, ne gândim la Bogza, știu, Sașa Pană, Cristian Sărac, la Ilarie Voronca, chiar la Urmus, Panigaru, apoi la Gio Dumitrescu și la alte generații, la Stănescu și mulți alții. Acum, mai era la generația 60, care are și ea un anumit mod de a percepe strada, ceva mai puțin realist decât generații pe care au venit. Imediat, în descendența sa, putem pune pe talerul Balanții, Nesoarele, pe care lui Traian de Coșovei, cântecele de trecut strada lui Iar, poemul de neamor al lui Mircea Cătărescu, și un singur locuitor al lui Vișnec, strada Castelului 904 și Budina Express al lui Alexandru Moșii, Moșima, războiul de 100 de ani, al Mariani Marin, precum și cărțile unei întregi generații de poeți postmoderniști. Cred că dacă aș citi toate cărțile pe care generația 80 a scris, n-aș încăpea în spațiul dedicat acestui coloc. A fost și este o generație extraordinară. După 80-iști, 90-iști care au exploatat strada în felul lor. După ei, fracturiști și minimaliști și poeții domniști. Toți și-au pus amprenta asupra străzii. Dar arta străzii a rămas, iar arta străzii a rămas la demuna tuturor, cel puțin, asta e prima impresie. Dar înaintea lui Dinescu, înaintea avangardiștilor și tuturor postmoderniștilor, luați la un loc, strada a fost cântată de Bacopia, și Blaga a cântat-o și Macedonski în nopțele sale, a cântat-o și Imescu în poemul privesc orașul Fotica. Fiecare de generație a perceput strada în felul ei.
pașoptiști, la modul pașoptist. Există o urmă de străzi și în literatură avantgardiști, la modul avantgardist, romantici, la modul romantic și postmoderniști, la modul postmodernist. Strada reprezintă mai mult decât au prezentat-o însă artiștii, ea reprezintă modul nostru de a ființa în lume. Strada e un seismograf sensibil al neliniștilor și întrebărilor noastre față de societate și chiar față de Dumnezeu. Al modului nostru de a percepe prezentul, trecutul și viitorul. Și viitorul. Ea se desfășoară pe orizontală, dar și pe verticală. Reclamele și spoturile publicitare conțin în ele elemente vechici, dar și doze mari pe zi. Astăzi, desigur, strada e cu totul altceva decât era în trecut. Ea reprezintă spațiul social, dar și în același timp și spațiul real. Catastrofele cu tremurile, erupțiile vulcanice, precum și alte evenimente de o semnătate mai mare sau mai mică, unele cu totul insignifiante petrecute în preajma noastră, sau aiurea pe mapa mundii, inclusiv marasmul politic prin care trece România, dar și alte state din Est, nu sunt altceva decât niște erupții ale străzii. Niște semnale pe care ne le trimite spațiul social, semnale de alarmă care ne privim asupra faptului că suntem la o cotitură a civilizației. Pare să că timpul nu mai are răbdare cu noi. Ne împinge să ne răstocurim cu o viteză amețitoare într-un spațiu necunoscut. Aici mă refer la expoziție în Bosnia, la explorarea spațiului, prin plante de comunicații de profil, la computerul, la chat-urile, la clubul, la noile cuceriri, experimente din domeniul medic, din ele. Mă se spune. Din ce în ce mai mult într-un spațiu virtual care este o expresie a spațiului stradal. E bine. Gata, acum nu mai ies microfonul. Țineam pe ăsta deschis. O mare parte din timpul care a fost rezervat pentru viață petrecem în fața televizorului sau a computerului. Luăm totul de gata, mură în gură, cu lingurița, cu seringa, dar și cu lingurul. Ingurgităm tot ce auzim și tot ce vedem. Azi, o parte din poezia străzii în noi. O luăm la micul dejun, dar și la cină. Însă bombardamentul informațional la care suntem supuși pe parcursul zilei ne afectează intimitatea. Chiar și visele pe care le avem în scurtul răgaz al lucrurilor de somn sunt poluate de emisiunile sau filmele pe care le-am urmărit la televizor, informațiile de pe Google sau de discuțiile pe care le-am avut prin intermediul camerelor. Schimbările au fost și sunt prebruște și ființa noastră la un trigger n-a avut și nu are răgazul necesar pentru a se adapta la ei, la această nouă cultură, am putea spune, a străzii, a culturii de masă.
doar în nesfârșită după bani, un joc mai bun, după senzații și plăceri neprevizibile, pe senzaționale, nu avem timp să ne oprim în loc, să ne întrebăm cine suntem noi și care e rolul nostru în lume. Simțim că biologic îmi face față schimbărilor ce se petrec cu viteză amețitoare în jurul nostru. Trăim prin intermediul show-urilor, a chat-urilor, dezbaterilor, purtate prin intermediul camerei a telefonului mobil, vieții de altora. Zi cu zi, viața noastră e împătată de tot felul de politicieni, de stat, de tocmote, de care nu reușim să scăpăm nici atunci când ne cufundăm în somn. Visele noastre sunt poluate de aceleași emisiuni și personaje, venite din undeva, tot din neamul străzii. Am devenit sau tindem să devenim ceea ce spun e deja un turism simple angrenaje în unui mecanism mediatico-social care ne acaparează și ne devorează încetul cu încetul, transformându-ne în robuți. Robuți ale căror mișcări devin din ce în ce mai previzibile. O parte din trăirile ce ne animă sau de gândurile ce ne vătuie imaginația ne-au fost induse de mass media. Trebuie să ne mulțumim însă și cu atât. Viitorul s-ar putea să ne ofere surprize și mai mari. Dacă în prezent, prin intermediul chipurilor, putem fi detectați oriunde. Și oricând, într-un viitor destul de apropiat, gândurile și sentimentele noastre vor putea fi scanate de tot ce interesați să ni se supravegheze viața intimă. Aceasta pentru ca nu cumva, prin comportamentul nostru, neașteptat să devenim factori perturbatori pentru viața celorlalți. Mai ales a celor ce conduc sau vor conduce destinele acestui lucru. Viața noastră afective e din ce în ce mai dependentă de spațiul medico, de mediatico-virtual, de spațiul strada, de spațiul social. În curând, nu vom mai putea respira decât prin intermediul camerei verde. În fine, o voi opri aici cu speculațiile, nu înainte de a pune o veche întrebare. Ce e de făcut? De întors, înapoi în timp, nu avem cum să ne mai întoarcem. Problema e cum să mergem înainte spre acest viitor pe cât de la sperte de întunecat și de înspăimântător pentru conștiința noastră. Soluția simplă, cel puțin la nivel teoretic, ar fi să încercăm să găsim un echilibru între aspirațiile noastre materiale și cele ce țin de sortul nostru intim, spiritual. Teoretic, desirea acestui punct de echilibru pare a fi un deziderat, simplu de atins. Ținând însă cont de complexitatea și perversitatea naturii umane și de tentațiile pe care îmi le oferă economia consumtaristă, mă tem că toate acestea vor rămâne simple vor vizuale aruncate în vânt. La ce ne trebuie bunuri spirituale, odată ce ele dau naștere la insomnii și întrebări de șapte, care nu au niciun răspuns. Nu e mai bine să trăim comod? Previziunile asupra viitorului sunt în ce în ce mai subte. Dacă istoria umanității evoluează în spirală, ne închipui ca pe un ADN, atunci ne apropiem de un punct în care liniile se încarică. Liberul arbitru, dar și rațiunea ne dictează să mergem înainte pe care pe care am ales-o. Progresul omenirii nu poate fi oprit în loc decât de o catastrofă parțială sau totală. Instinctul nostru de conservare ne face să ne oprim totuși pentru o fracțiune de secundă din expansiunea noastră și să ne întrebăm încotro merge și care sunt limitele invenției și cunoașterii umane. Tindem cumva instinctiv
să ne înlocuim viața reală cu una virtuală, în care să putem trăi la nesfârșit, pendulând între un paradis și un purgatoriu, constituite din șamploane induse prin intermediul mass-mediului. Omul s-a obișnuit să primească informații, inclusiv povestea cata preparată, și mai cu seamă frumos înfășurat într-un ambalaj strălucitor. Mulți se mulțumesc cu tot ce le oferă televiziune sau computer. Creierul lor refuză să degere cuvintele acestea, fiindcă ele sunt mai greu de digerat. Cuvintele presupun concentrare, analiză, sinteză, procesul gândirii e accesat de cuvânt. Când ți se oferă însă imaginea pe tavă, renunți să mai gândești cu propriul tău intelect. E foarte comod să nu gândești, ci să preiei doar ceea ce îți oferă altul, ce îți oferă strada, televiziunea. Lucrează cu automatism, cu reflexie, cu gândire. În fața ei și la fel de dezavonat ca și când lui Pavlo, care începe să se atreze la simplul zdrângărit de farfurii. Creierul omului modern se adurează la imagine și nu la orice fel de imagine. Ci la imagini care manipulează conștiința, la cele care anihilează personalitatea. Konchalovski spunea, imaginea este cea mai mare facere a secolului 20 și cel mai mare flagel al lui. Imaginea se cumpără și se vinde. Ea se imprimă nu numai pe retine, ci și în conștiință. Omul modern este prizonierul imaginii. Imaginea oferă realitatea în stare de conservă. Hrănindu-se prin turcuia, el nu-și mai aparține sinci și devine tot un alt cum rămas. Imaginea a născut un monstru. Odată cu televiziunea, în casa noastră, pătrund în fiecare zi zeci de mii de neaveniți. Politicieni, actori, fotbaliști, boxeri, criminali, serii, bolnavi închipuiți, bolnavi militari, peții, urmari. Dintre animalele, râurile și munții, nori cu tărâmuri, incipiile, atentatele, violatorii, lesbienile, etc. Zi de zi, seara de seara, când sunt seduși de acești demoni ce ne salvează habitatul, de acești demoni care vin într-un fel sau altul din cultură de străzi. Mulțumesc! Cer scuze că am vrut. Pentru ce? Să aude mai bine la microfon, într-adevăr ne mai trezim. L-aș invita acum pe profesorul universitar, doctor Constantin Parascan, șef de promoție în tinerețe la studenției și un om deosebit, de o cultură vastă, un specialist, pe sigur specialist în materie de Ion Creangă, să-și expună punctul de vedere vis-a-vis de tema noastră. Dar cât mai scurt puteți. Știu că e un vorbitor perfect, așa că vă. Bine vă văd. Mă simt foarte bine la Bacău. Sunt bucuros și mulțumesc Victor Munteanu și celorlalți băcăoani care m-au invitat. Sunt de Baștenă, de aici, din balta Bacăului, nu din cea albastră, ci dintr-una de petrol dinspre Moinești. Am citit cu atenție titlul pe care l-am văzut astăzi aici, Efectele culturii stradale în societate, și o să încerc să mă adecvez acestei ziceri. Sigur, Marele Stancu a vorbit despre cultura în antichitate, despre dansurile acelea ale Dionisiacii. Dar noi să ne venim la balta noastră, ca să folosesc din nou termenul acesta, e minunat unde ne aflăm aici. Așa? Eu sunt mai luminos, eu mă bucur de viață, eu mă bucur de tot ceea ce mi oferă fiecare clipă îngerească, dumnezeiască, pe care mi-a oferit-o Dumnezeu. Mi-a oferit o șansă aceasta, o șansă uriașă să fie în lumină, un timp.
Bucata asta din 1944 și până acum și cât va mai fi, este și a mea. Sigur, din tot ce am cercetat eu, din tot ce am căutat eu și caut și în acest moment, am ajuns la 1966 cu viața culturală ieșeană și cu poeții și cu ce au făcut ei și așa. Ce vă pot spune, dragii mei, acum? Sigur, Miron Costin n-a ieșit în stradă cu cronicile sale. Dar în perioada aceea, a secolelor, să zicem, 15-18, chiar spre 19, așa, putem numi o cultură stradală, să zicem, un fronton de mănăstire, în ceea ce era în exterior, ca să fie în stradă și să o vadă lumea. Nu vorbim de cele din interior. Sigur, sunt adeptul cercetătorului, al meditatorului, al omului care meditează, care gândește, care scrie, care face poezii în intimitatea sa, în spațiul său, în laboratorul său, în templul său de creație. Dar aici vorbim despre efectele culturii stradale. Eminescu și Creangă și Titu Maiorescu n-au citit în stradă niciodată, nici în parc, nici în stradă. Hai să zicem, mai târziu, moda aceasta a culturii stradale la noi, în România, și nu o să zic numai despre literatură, că colegii mei m-au luat despre literatură și foarte bine sunt în poezie, în special, au tratat tema. Noi putem spune, din perioada începutului de secol 20, de la, cam de la 1900 și ceva, era moda așezătorilor literare, inițiată în perioada când ministrul al culturii era binecunoscutul Spiru Haret, așa, mulțumesc. Și Sadoveanu și cu toți ceilalți, Emil Birleanu și Constantin Sandu Aldea și foarte mulți mergeau și făceau șezători literare. Acum, sigur, nu le făceau chiar în stradă. A venit perioada comunistă, din 1944, 1950, 60, sigur, scriitorii erau folosiți să citească poezii dedicate mai marilor și partidului și așa mai departe și tovarășului Stalin, generalismului Stalin, iubitului nostru Stalin până în 1953, după care a căzut în disgrație și a făcut altceva. Deci citeau poezii nu numai decât în stradă, dar se făcea o scenă în stradă. Altfel în parcuri, în parcul Popov, vă dau exemplu de la Iași, sau apoi a venit perioada anilor 60, 90, 89. Ce se întâmpla în perioada aceea? Sigur, un efect al unei culturi stradale în societate, eu cred că este foarte important. Vă dau un singur exemplu. În Piața Unirii, în anii 50-60, s-a făcut mozaicul acela care oferă posibilitatea celor mulți care nu au acces la mituri, cultură și așa mai departe, care trec acolo și calcă și văd și ei ceva. Văd cum Dragoș, Bogdan și ceilalți au descălecat în Moldova și așa mai departe. Iată un efect. Eu cred că o cultură stradală făcută chiar și în perioada aceasta și în perioada la care am zis că mă refer, anii până în 1989, are un efect benefic. Pentru că nu toți sunt scriitori, nu sunt pictori, nu sunt muzicieni, nu sunt, sau nu au timp, nu pot, nu sunt inițiați, nu vor să ajungă la teatru, nu vor să ajungă, nu cumpără o carte și acum din ce în ce mai puțin cumpără cineva sau pune mâna pe o carte și citește poezii. Să recunoaștem cu drag, iubiții mei confrați, că nici noi între noi nu avem timp să ne cunoaștem, să ne citim textele. Dacă primim o carte în un dat, citim câteva poezii și așa mai departe. Deci, lumea cea multă, care trece pe stradă, care este grăbită, care se duce să... care are ce mânca sau nu are ce mânca, are copii sau nu are copii, are bunici sau nu are bunici, se plimbă sau are treabă. Dacă vede în tramvai un desen frumos, dacă vede pe un zid, un mozaic special care reproduce o imagine din antichitate sau de acolo, face contact, ia contact cu, vede că e ceva frumos și acolo. Că altfel vede numai frumusețea unui lac, frumusețea unei păduri, frumusețea unei femei, care este eternă și este cea mai frumoasă minune de pe lumea asta. Deci vede, cred că efectul culturii stradale în societate este puternic și cu fiecare înaintare în anii aceștia care ne bombardează cu fel de fel de informații,
ea va fi benefică pentru, repet, pentru cei care nu au acces nici la școli înalte, nici la cultură, nici la teatru, nici la așa. Și în tramvai, la Iași, spre exemplu, au fost niște proiecte făcute de convorbiri literare, scriitori în tramvai. Imaginea scriitorului cu câte o poezie citește acolo. În concluzie, ca să nu lungim vorba, în perioada la care, pe care am studiat-o eu și am și trăit-o eu în perioada studenției, Cenaclu Junimea, spre exemplu, de la Casa Popor, pe care l-am condus cu Daniel Dimitriu și mai apoi au mai venit și alții după noi, niciodată nu s-a dus în stradă cu poezie. Au fost însă cenacuri în Iași, două, trei cenacuri, membrii acestora au produs literatură. N-a fost rău, n-a fost rău. Pentru că oamenii aceia auzeau și nu erau numai poezii compromisătoare, poezii dedicate. Într-un cuvânt, ideea este foarte bună să se discute despre efectele culturii stradale în societate, pentru că efectele acesteia este de a însămânța, de a încolți în oamenii care nu au acces la cultură, nu sunt nici scriitori, nici muzicieni, nici oameni de teatru, nici oameni de cultură, să vadă că mai există și așa ceva pe lumea asta. Pentru că și așa suntem izolați, credem că suntem cunoscuți și știuți, oameni buni. Peste 50 sau 100 de ani, aveți grijă cei care creați acum, faceți ceva în creația voastră. Eu citesc de la 1944, toată presa ieșeană, am ajuns la 66 și s-a ajuns până la 89, așa? Ca să ieșiți cu ceva în evidență. Altfel, praf și pulbere. Este uitare totală. Avem orgol, suntem acum cunoscuți, ne dăm rotunzi. Era și un Nicolae Rotundu prin anii 50-60, așa? Și nu, faceți ceva ca să rămâneți. Rupeți ceva, treceți de pânza aceasta ca să rămâneți în istoria culturii românești. Altfel, sigur, pe plan local rămânem, pe plan în familie o să ne sărbătorească toți, dar trebuie să găsim acea cheie. Într-un cuvânt, idee minunată, cultura stradală este necesară, are un efect puternic în societate, să fiți sănătoși și să vă iubiți. Mulțumim frumos, domnule profesor! Mi-e să aibă har de neții la atenția presă. Să ne invităm pe, zic două vorbe. E bine, ar fi bine, vă sugerez, să fim un pic mai comprimați, iar cei care cumva au materiale să mai simt sistematizat, adică mai să nu lungim așa, adică nu ne putem descurca. Să ne invităm pe președintele jurului, pe Ion Holban, să ne zică un gând despre această temă. Eu chiar am să fiu foarte scurt, pentru că domnul Oato a adus niște vin foarte bun și mai bine spune să se gustă decât să ne plimbăm prin... Sau dobește. Că nu știu unde plece. Nu. Cultura stradală este exclusiv o cultură a protestului. Ca să folosesc termenii lui Alexandru Ivasiuc, ea este radicală, are radicalitatea, dar nu are valoare. Este o cultură care se scrie ca să fie ștearsă. Am putea să facem speculații dintre cele mai șmechere, ca să zic așa, folosesc limbajul lor, despre cultura palimpsestului, apropo de grafiti. Eu însumi fiind un campion al acestei culturi, s-au găsit tineri care să scrie pe zidurile Teatrului Luceafăr tot felul de măscări. Nu numai pe zidurile teatrului. Care se denumesc niște detalii anatomice și niște acțiuni hard. Și atunci a trebuit să le ștergem și au venit alte a doua zi. Și tot așa, care erau mai delicate sau mai dure chiar decât cealaltă din ziua precedentă. Asta este cultura stradală, o parte din ea. Este cultura cea protestului implicit, pe care o plasez în zona formației BUG Mafia, care ne atenționează că există, că după blocurile gri sunt oamenii gri care au o comunitate acolo. Ei protestează implicit, fără să sară la cu ciomagul, față de cei care se îmbracă în frac și umplu sala de la Ateneul Român la Festivalul Georgenescu. Apoi este cealaltă cultură, stradala, protestul explicit, care înțeleg că face să roșească de invidie o mulțime de poeți. În stradă se spun rime frumoase și interesante. Le știți și dumneavoastră, le-ați auzit la televizor sau le-ați auzit pe stradă chiar.
De genul, nu vrem bani, nu vrem valută, vrem pe roman. De exemplu. Sau toate alea care sună cu ciuma roșie, sau celelalte care sună X, nu uita, România nu-i țara ta, sau e țara ta. Așadar, cum vedeți, cultura aceasta e una a efemerului, a protestului și e grosier. Mircea Dinescu nu are legătură cu chestia asta. Criticii au spus atunci din cauza că era o democrație așa, venea cu el o democrație a limbajului poetic, și au spus așa, într-adevăr, că a cobut în stradă. N-a cobut în stradă, au venit, de exemplu, la Buhuș aici alături, am fost de față, într-o adunare cu muncitoarele de la, din fabrica de acolo, și domnul Dinescu s-a ridicat frumos cu șeful sindicatului alături și a spus că el o să facă o intervenție la județul de partid, să înființeze în Buhuș o fabrică mecanică, să fie și bărbați acolo, ca să se unească femeile de acolo cu bărbații de dincolo. Și atunci domnul la sindicat s-a ridicat și ne-a mulțumit frumos și va aștept tot data viitoare cu mari interes. Și am plecat, n-am mai făcut nimic, n-am mai ținut nici măcar verge. Apropo de... Nu trebuie să ne mințim cu lucrurile astea. Sigur că nu e cineva ce aia cu viziunea elitistă, ce cu elitile atât. Păi cine să fac cultura? Cine a făcut-o? Chiar Miron Costine, care a fost vorba mai devreme. Astea sunt elitele care au făcut cultura, altcineva nu a făcut-o. Cei care fac în stradă, spun încă o dată, este cultura efemerului, așa cum și cultura de pe internet este una efemerului. Am avut o întâlnire cu o lege 9000, nu sunt 90.000 sau 90-ști, nu sunt Nicheta, pentru că i-a contestat chiar, s-au contestat chiar înșiși. Au spus că nu există generația asta, ei sunt de fapt continuatorii 80-știlor. E bine, oamenii aceștia m-au întrebat de ce nu scriu despre ei. Pentru că își publică volumele pe internet. Și le-am spus de ce. Pentru că bibliotecile publice nu te uzalizează încă, mă rog, cărți apărute pe internet, pe de o parte. Pe de altă parte, eu nu pot să scriu despre chimere. Pentru că s-ar putea să-mi placă o carte din acele pe internet și cunosc cel puțin 20-30 de cazuri de poeți, e adevărat că poeți au fost, care au și-au tipărit cărțile, așa zicând, pe internet, și într-o seară, când s-a supărat pe lume, pe viață, pe poezie, a șters cartea. Și eu ce făceam dacă scriam o cronică? Să zicem favorabil la cartea aceea. O ștergeați. O ștergeam și eu. Asta sunt întâmplă. Deci nu. Asta este ca să vorbim. Și poate e bine că Victor a făcut tema asta acum, să luăm distanță puțin vis-a-vis de formele acestea care sunt... Așa zis, culturale. Ele nu sunt cultură, sunt pur și simplu niște forme ale civilizației, nici măcar a ochiului, că pentru că, iată, dragă Parascan, ca să vezi pe Dragoș și pe celălalt din Piața Unirii, trebuie să te urci pe ăsta, la Hotelul Unirii, la etajul 13, ca să ai viziunea a ceea ce este acolo. Oamenii care merg cu piciorul prin piață nu disting întregul. Nici n-au cum să o facă. Și atare, și nici cei din vest nu au mizat pe asta. Au fost, într-adevăr, curente în anii 70, acolo s-a consumat de mult, acum le descoperim și noi vata, în anii aceștia. Acestea s-au consumat prin anii 70. Cu vitrinele în care se puneau corpuri de care vorbea Valeriu Stancu și care stăteau acolo două, trei ori cât le țineau picioarele. Și apoi duceau, schimbau cu altele și oamenii treceau și vedeau fetele acelea frumos desenate și apreciau arta. Apoi cineva a venit într-o expoziție la Londra și a pus un WC acolo. Și s-a așezat pe el, nu de aur. Și a stat acolo. Și nu mai trecea și se uita. Și asta era o formă de artă frumoasă. Omul s-a săturat, s-a plictisit. Și-a luat WC-ul și-a plecat. Și arta atât a rămas. Momentul acela. Și tot așa. Vă pot da exemplu astea numeroase și vă asigur că sunt reale. Sunt reale. S-au consumat. În Occident s-au consumat de mult. Noi descoperim acum roata. Pentru că și la noi au venit după 90 acele spray-uri. Nu erau înainte. Și acum au apărut spray-uri și oamenii s-au repetit pe ele, tinerii. O să plințească de spray-uri și atunci arta aceasta va dispărea. Și atunci o să vină poetul din Bacău,
Și o să mai scrie un volum despre grafiti. Cum a făcut o dămână, un volum foarte frumos altfel. L-am și întrebat, unde ai găsit tu grafiti aia? Mă duc și eu să mă uit în Bacău, dacă ești profitind așa ceva. Nu sunt, tot vidigenar, de regulă. Nu sunt. Așadar, e bine că se la distanță și domnul Victor Munteanu cu cultura stradală, aștept să vedem ce cultura stradală ne oferă cu sugerii de azi aici și acolo, la Podul Culanțului. Da, mulțumim! Vreau să vă invităm pe un alt membru al jurului și un alt critic foarte important, profesorul universitar dr. Vasile Spiridon. Dacă putem să comprimăm cum da, dar tot trebuie. Foarte greșit, că nu am un text. Bine l-a regăsit la... Nu s-a, nu s-a. Bună. Sper să nu mă sperie de vocea mea, așa cum se speria domnitor în loc. Bine l-a regăsit la Avangarda 22, într-adevăr este un gest pur avangardist de a ne întâlni într-o zi de luni. De obicei, întâlnirile literare se fac joia, bine, dar sâmbătă, dar noi am început de luni. Deci, chiar pe avangarda acestei săptămâni, pentru că vor mai fi și multe alte manifestări în țară. Cultura stradală. Aici, mă leg de o ideea președintelui jurului de anii 70, aș vrea să vorbesc puțin. De acolo mi se trage totul. De fapt, din anii 60, din America, din Statele Unite, când studenții n-au mai vrut să mai învețe, spuneam că trebuie să facă și politică, pentru că așa s-a întâmplat și în 1968 în Franța, la fel au ieșit în stradă, pentru a nu mai face nu mai învăța carte, ci pentru a face politică și a crede că, de fapt, biblioteca poate fi în stradă. Adevărata cultură se face în bibliotecă, în muzee. Adevărata cultură nu înseamnă zgomot. Și remarcăm mai înainte, adevărat zgomot, nu? Nu știu, dar nu erau manele alea. Nu erau. Nu erau, dar n-are importanță. Înseamnă, prin excelență, o contracultură, o contracultură agresivă. Are și ea rolul ei, așa cum îl are avangarda, în sensul că ne mai dezmorțește gusturile, ne mai învață cu unele lucruri care țin de ceea ce va veni, ceea ce în 1860 părea a fi, un gest de prostituție literară, sau măcar, scrie licențioase, să zicem, romanul după Camamuca sau, știu eu, Madame Bovary, peste decenii nu va mai fi așa. Un șar, în 1930 și ceva, era un roman pornografic pentru Iorga. Astăzi nu se mai pare așa ceva. Zic, ne obișnuiește cu o anumită mișcare, cu o anumită dezvănțuire apropo de Podul Culanțului, care ne face să vedem ce va fi în viitor, dar, luat grosomodo, aceasta este în fondul contracultură. Ce am semnat în 1968, să spun, acele grafiti, foarte mulți cei care le scriu, pentru că știu că grafiti se scriu cu 2DT, care scriau, aveau cine știe ce mari vise sub Caldarâm, plajă, era unul dintre ele. Nu se poate așa ceva. Plaja este plajă, Caldarâmul este Caldarâm. Nu vreau să vă rețin, spunând că în perimetele ei are unele aspecte pozitive. Să gândim la happening, să gândim la teatru stradal sau toate celălalt. Asta este adevărata cultură. Dar cei care cred că pot intra în templul artelor, nu mai înzgârim ceva, asta este totul efemeral. Vă mulțumesc. Să-l rugăm acum pe domnul profesor Ion Fercu, gazetar și eseist și poet și prozator. Să încercăm iarăși, nu știu de ce simt nevoie să la ora două să facem o masă. Adică să fim mai scurți.
fotbal de sport. Vorbeam despre această temă cu doi prieteni, cu Petre Isaccea și cu Dan Sandu. Primul spunea că a adus poetul Victor Bob de Roa autentică prin această temă, iar celălalt spunea că este o temă grozavă și chiar că este grozavă. Cred că mereu cultura autentică este oxigenul spiritului în raport cu ea, pentru că și aceasta este o credință a mea, nu putem vorbi de cultură fără civilizație. Civilizația este cultura în acțiune, măsura în care cultura pătrunde în comportamentul nostru social. Mai cred de asemenea că între formele culturii, cultura stradală și între formele civilizației, cultura, civilizația stradală ocupă un loc foarte important. Dacă fundamentăm toată această privire sociologic și metafizic. Cineva a definit aici cultura stradală. Eu încerc să arunc o privire asupra câtorva elemente care fac parte din cultura stradală, dar și din civilizația stradală. Rămân ca dumneavoastră să separați ce aparține culturii, ce aparține civilizației stradale. Estetica arhitecturală, infrastructura rutieră și pietonală, mesajul publicitar, igiena publică și designul spațiului verde, tristețea sau bucuria privirilor și gesturilor pe stradă, ritmul pașilor noștri pe stradă, calitatea zvârcolirilor protestatare, statutul artei stradale, de la arta grafite până la arta murală, până la festivalurile din întreaga lume, inclusiv de la noi din țară, festivalurile de artă. Aș mai adăuga aici tandrețea, singurătatea, indiferența cuplurilor și mai ales acea indiferență și singurătate în doi care este observată foarte bine pe stradă, smogul, oxigenul atmosferii, prezența, lipsa samaritanismului, a securității, non-securității. În economia formatului manifestării și a intervenției îmi propun o privire fugară, să arunc o privire fugară asupra culturii stradale, civilizației stradale la prietenul meu, Dostoievski, unde am găsit câteva teme fundamentale raportate la cultură, la civilizație, ambele stradale. Temele acestea pe care eu le-am găsit, dumneavoastră cu siguranță ați găsit și alte, ar fi angoasa, singurătatea, alienarea, suicidul, moartea și, fără îndoială, libertatea. Dacă l-ascultăm pe subteranist, acesta aruncă asupra străzii, asupra orașului Sankt Petersburg, pentru că îmi propun să vă vorbesc despre civilizația stradală și cultura stradală a Sankt Petersburgului Dostoievskian, subteranistul aruncă toată dezamăgirea sa asupra străzii Sankt Petersburgului. El ne vorbește despre nefericitul secol în care trăim noi și despre îndoitul ghinion de a trăi în Sankt Petersburg, despre care spune că este cel mai abstract, lipsit cumva de suflet, nu? Și cel mai premeditat oraș de pe globul pământesc. În crimă și pedeapsă însă am găsit, ca și dumneavoastră, câteva aspecte care țin de cultura stradală, de civilizația stradală. Prin vocea acestui personaj complex, Svidrigailov, îi povestește lui Raskolnikov despre Sankt Petersburg ca despre un oraș ieșit din minți. Să-l ascultăm un pic
Dar, încă ceva, sunt convins că la Sankt Petersburg mulți oameni umblă pe stradă vorbind singuri. Este un oraș de semine bun. Dacă am avea atâția oameni de știință, atunci medicii, juriștii și filozofii ar putea să facă la Sankt Petersburg cercetări din cele mai interesante, fiecare după specialitatea lui. Rar loc unde sufletul omului să fie supus unor influențe mai întunecate, mai brutale și mai stranii decât la Sankt Petersburg. El privește tot Bezgailul, îl privește Sankt Petersburgul ca pe un oraș în care lumea se sufocă. Citim apoi în jurnal de scriitor punctul de vedere al lui Dostoievski. Vară, la Sankt Petersburg. Vară, vacanță, praf și arșiță, arșiță și praf. E greu să rămâi în oraș. Vreau aer, vreau spațiu, vreau libertate. Dar, în loc de aer și libertate, hoinărești singur și fără țintă pe străzile, vorbim de stradă, pe străzile preserate cu nisip și var și te simți ca și cum te-ar fi jignit cineva. Cultura, civilizația stradală în Sankt Petersburg jignește. Tot în jurnal de scriitor citim despre duminicile din Sankt Petersburg, duminici care ar trebui să fie, prin excelență, un spațiu, un timp al destinderii, al recreierii și așa mai departe. Spuneți-mi de ce duminicile la Sankt Petersburg sunt cu mult mai triste decât zilele obișnuite? Din cauza vocii, din cauza beției, din cauza că oamenii beți se tevălesc pe Nevski și dorm în plină stradă, așa cum am văzut cu ochii mei? Nu, ce nu v-a trecut prin cap că la Sankt Petersburg sunt străzi mohorâte? Mie mi s-a părut că orașul acesta este cel mai mohorât din lume. Și închei cu singurătatea singurătății, cu alienarea alienării la Dostoievski. Ne amintim de faptul că Walter Kaufmann a spus despre el, despre Dostoievski, faptul că însemnările din subterane sunt o overtură a existențialismului. Și mulți existențialiști confirmă acest lucru. Găsim în nopți albe ecouri din însemnări din subterane, dar găsim ceea ce spuneam și înainte, alienarea alienării. Insul este rupt de societate, este rupt de oameni și se apropie de case. De ceva trebuie să se sprijine, în ceva trebuie să se sprijine. Iată, umilul funcționar public din nopți albe spune: când trec pe stradă, parcă fiecare în mese, parcă fiecare casă, mese în cale, mă privește cu toate ferestrele și doar că nu-mi spune: bună ziua, cum vă simțiți? Și eu, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt sănătoasă, iar pe la începutul lunii mai mi se va adăuga încă un etaj, altă casă. Eram cât pe aici să ard și am trăit o spaimă grozavă. Această antropomorfizare dostoievskiană, cu aceasta se încheie, invadează universul afectiv, îți sugerează faptul că uneori strada, cultura străzii, civilizația străzii, așa cum sunt ele, până și ele îți pot obloji ceva din vânătăile ființele. Iată, printre ele vorbesc de case, spune funcționarul acela, am și prietene apropiate. Una are de gând să se caute în vara aceasta la un arhitect. Voi trece în adins în fiecare zi pe acolo, ca nu cumva, Doamne păzește,
să o lecuiască de-a binele. Sau, n-am să uit niciodată întâmplarea, cu o căsuță foarte, foarte drăguță, dar de culoare roz deschis, care îmi spunea, săptămâna trecută, cum mergeam pe stradă, Văleu, ajută-mă, vor să mă vopsească în galben. Dar, dincolo de toate acestea, alte ori, Sankt Petersburgul este lipit de sufletul lui Dostoievski, când zice, recunoaștem că într-o anumită privință, totul este aici haos, totul este aici un talmeș-balmeș. Multe pot constitui surse de caricatură. În schimb, totul aici este viață și mișcare, iar Petersburgul este în fruntea și inima Rusiei. Și dacă fac trimitere la un personaj contemporan, iubitul meu, iubitul Vladimir Putin, în 2002 declara negru pe alb. Sunt produsul culturii străzii din Sankt Petersburg. Poate reușește să fie iarăși comprimat. Se pregătește profesorul și criticul literar, Petru Isache. Sper să nu ajung în ipostaza lui Creangă. Am scris lung, fiindcă n-am fost în stare să scriu scurt sau să vorbească scurt. Am scris despre internet și despre întâmplările internetului în ultima vreme, despre rolul televiziunii nefast adesea, despre arta stradală, dar asta nu înseamnă că dacă vă vorbesc acum și pricep la asta. Ceea ce pot totuși să spun, foarte pe scurt și de la început, așa, ar fi următorul lucru, și anume că ar trebui să ne gândim la soarta artei de pe la începuturile lumii până acum. Istoria asta n-am să o fac, desigur. Pentru că în ultimele secole a apărut, și mai ales de vreo două secole încoace, a apărut ideea, mi-a amintit de asta domnul Parascan mai înainte, prietenul nostru, și al meu, cred. E vorba de noutatea cu orice preț. Când e vorba de artă, a apărut ideea aceasta de vreo un secol, două în urmă, că artistul trebuie să facă ceva atât de nou încât să rupă gura târgului. Chestiunea aceasta o face bine un om cu talent, de obicei. Și dacă Rosencrantz vorbea cândva despre estetica urâtului, îi se potrivește nemaipomenit de bine poeziei lui Baudelaire sau marelui Arghezi sau marelui Bacovia, care scrie o poezie, cuptor, nu-i așa, de dragoste, pe care nu a putut să o scrie nimeni până în prezent în felul acesta. Deci trebuie talent, ca să spun așa, atunci când aduci o noutate, pentru că nu oricine dă cu barda face artă neapărat. Ori ideea aceasta ține și de democratizarea artei din ultimele un secol, două, cam de pe la iluminismul încoace, când a fost iarăși reinterpretat, cred eu, greșit, să zicem, zicerea lui Protagoras de odinioară, filozofului, că omul este măsura tuturor lucrurilor, a celor care, și așa mai departe. Ideea pe care au interpretat-o rău, să zicem, cei de acum câteva sute de ani și noi poate astăzi, este că ne-am îndepărtat de instanța supremă și ne-am așezat noi orgolioși în centrul propriilor noastre preocupări. Așa s-a întâmplat că am coborât și arta în stradă. În genere, când m-am născut eu ca om care înțelege ceva, am aflat că eu trebuie să mă ridic spre artist cumva, ca să-mi dau seama ce vrea să spun. Că eu trebuie să fac un efort de înțelegere, nu artistul să se coboare la prostia mea, ca să spun așa, să-mi dea ceva, o istorie pe apă, cum zicea poetul nostru cunoscut. Așa s-a întâmplat că, citind poezii prin Copou, pe la festivalul de poezia la Iași, sau cum se cheamă,
am citit niște versuri dintr-o poezie erotică și țin minte că treceau niște bone cu copii pe acolo și una dintre ele s-a oprit la un vers ca acesta de-al meu, dintr-o poezie de-al meu, cu sfârcuri care latră în dinți. Cred că i-a plăcut chestiunea asta. Trebuie să fi fost erectile și destul de obraznice, așa, dar se pare că a tresărit, nu? Dar n-a mai tresărit la alte versuri, că s-a oprit cu copilul, nu? Între ea și între eu stă să adoarmă Dumnezeu cu noara asta, cred că n-a mai interesat-o și a plecat din zonă. Noi vorbim despre arta stradală, știm pentru cine. Eu n-am fost la Pompei, dar am văzut câteva emisiuni pe Discovery și știu că pe zidurile din Pompei erau grafiti, bănuar. Am văzut cu mare mirare că nimic nu este nou sub soare, de exemplu. Era, se pare, și o caricatură, să zicem așa, rapidă, a unui politician, se pare. Zic că suntem în degringoladă cam de când am ieșit din vârsta mitică. Adică în momentul în care am trecut din mit în istorie, să zicem, lucrurile au început să se strice. Sau, eu știu, poate să devină mai bune. Îmi aduc aminte că Heraclit din Efes, cu care n-am fost coleg, sper, așa, niciunul dintre noi, spunea despre Homer că ar trebui aruncat cu bățurii de la adunări, pentru că a făcut din zei personaje literare și ea, nu numai asta, i-a pus și în situația să se certe, să fie infidel, să fie mincinos și așa mai departe. Ori lucrurile cam de atunci au început să se strice, se pare. În ceea ce ne privește, știm foarte bine că Dumnezeu și Sfinții au ajuns personaje literare prin fabule, prin povestiri și așa mai departe. Unele dintre ele absolut seducătoare, dacă mă gândesc la Creangă Bunoară, să zicem, și nu numai. Deci, de fapt, avem o problemă cu arta în genere. Nu vă citesc decât câteva lucruri și după aceea închei. Arta însă este în degringoladă și fără orizont de vreme încoace. Poezia a devenit un fel de grafiti prin minimalism, bunoar. Adică o subcultură, să zicem. Cei care scriu opere literare erotice, neavând talent, violentează limbajul și ajung la o la suculența limbajului, eu știu, poetic arghezian, ci ajung la mizerie. Nu, dacă n-au talent, nu știu să învie, ca să zic așa, cuvântul acela, să-l facă frumos, să-l facă. Și așa, conceptul de frumos din estetică și-a pierdut valabilitatea cam de vreo 200 de ani încoace. S-a ajuns la ideea pe care cei care se pricep la estetică, mult mai bine decât mine, cum e, de exemplu, fostul meu profesor, domnul Neacșu, aici așa, știe foarte bine și mult mai bine decât mine că, eu știu, astăzi o operă de artă nu trebuie să mai fie frumoasă, ci mai degrabă interesantă. Nu? Deci s-a înlocuit cumva un concept cu altul. Deci arta nu trebuie, obiectul de artă nu mai trebuie să fie frumos și interesant. Nu? Dacă se poate chiar pe gustul oamenilor obișnuiți, nu? Să coborăm arta în stradă. Ori astfel de idei au hrănit muzici ale tăcerii. Am citit undeva că la un concert, a început cam așa. A venit dirijorul, a pus un covoraș până la... Așa, a mers acolo, s-a înclinat în fața orchestrei, a făcut covorașul sul și a plecat, de exemplu. Snobii, de exemplu, au spus extraordinar, nemaipomenit. Nu? Și tot nemaipomenit au spus, probabil, și ieșit din comun, cei care s-au dus în sări de expoziții goale.
sau numai cu... Da, acolo au stat cu gura căscată și au lăudat fenomenul. Au spus că e mai pomenit. Sau, de exemplu, niște tinere, așa să zicem, de 18-20 de ani, goale, s-au băgat în niște butoiașe cu culori, asta fața publicului, după care s-au tăvălit pe o pânză, iar rezultatul acolo a fost o pictură formidabilă. Toată lumea era în extaz, așa. Încât îți vine să te întrebi încotro mergem, nu? Până la urmă. Sau un pictor japonez, de exemplu, s-a aruncat de la nu știu care etaj pe o pânză pe care el a așezat-o la baza blocului, a murit, bineînțeles, făcut praf acolo. Dar pânza aceea este expusă la Muzeul Artei Moderne din Tokyo. Bună. Asta este situația în care ne aflăm. Nu știm exact ce o să se întâmple, știu doar că va trebui să privesc cu bunăvoință, de exemplu, graffiti. Am mers prin cartierea noastră, și noi avem cartierea noastră din celălalt regim, nu-i așa, cu blocuri cenușii și așa mai departe. Vreau să vă spun că am văzut făcute pe niște ziduri, uneori niște desene foarte frumoase, care au înviat, să zicem, au înviat peisajul acela a nostru. Și poate că revolta celor care fac, revolta de care vorbea domnul Holman, graffiti este o artă care are legătură cu revolta. Deci, dacă faci curățenie, e vin pe neve și fac din nou. Dacă inviți să facă chestia, nu vin. Pentru că, nu așa, este un gest subversiv pe care îl fac când timpul nopții, când nu este nimeni altfel. Oricum, vreau să vă spun, dacă nu știați, am aflat și eu ieri, m-am uitat nu știu de unde, am aflat că noi avem o lege așa care, da, care spune că condamnă pe cei care fac pe ziduri, nu știu dacă e bine sau rău. S-a apropiat timpul deja. Cei care aveți materiale, dar este acum, atâta vreau să vă spun, cei care aveți materiale de prezentat, vă anunț că nu mai e vreme acum, dar vor apărea în ediția specială a Veții Băcovane, ediția specială a festivalului. Deci nu e nicio problemă că ele sunt pe mai bun. Dacă vrei să nu mai intervin, nu mai intervin. Nu, deci, da. Aia cum? Bine. Oricum o să încheiem, dar după aia se pregătește Vasile Băcu pentru încheiere. Da, domn profesor, mulțumesc frumos. Deci, în opinia mea, strada este o ființă culturală. Omul este o ființă culturală, strada capătă personalitate, capătă spirit, capătă eficiență, în măsura în care este locuită. Efectul, primul efect pe care trebuie să-l observăm la acest topos, care sintetizează în aceeași formulă clipa și istoria, ar trebui să fie efectul benefic. După mine, nimic nu exprimă mai bine un popor decât o stradă. Este, dacă vreți, o carte borgesiană, fără început, fără sfârșit. Cea mai obiectivă carte. Sigur că au intervenit metamorfozele. Strada ca topos, ca locuire, ca viețuire, a fost transformată într-un, să-i spunem, un topos politizat. Nu? Și în care un fel de parlament al mulțimii. În care, sigur că mulțimea, ca întotdeauna de când lumea, cere un cap al lui Moțoc. Deci e clar că primul lucru la care asistăm la această metamorfoză care schimbă, să spunem, starea de spirit a străzii. Nimic mai important decât o stradă. Limbajul străzii este admirabil. Nu? Altfel ne vorbește o stradă care are o universitate, o bancă, nu știu câte biserici, nu știu câte statui, nu știu câte parcuri și așa mai departe. Problema este care ne revine nouă scriitorilor, este să mutăm această mutație, e obligatorie
a transforma, și asta pe mine mă miră, și dacă vreți închei, a transforma strada într-un loc al revoltei, nu mi se pare interesant. Nu mi se pare interesant. Strada nu e a, nu e a unuia. Strada este a tuturor. Nu? Lumea nu se revoltă unde trebuie. Deci eu nu mă revolt la școală, de pildă, că nu s-a mai făcut nu știu ce laborator de 30 de ani, nu s-a mai făcut nimic în ultimul 30 de ani. Ies în stradă. În stradă. Deci un fel de... v-ați spus cum îl numesc eu. Un parlament al gloatei, care n-ar spune după mine nimic. Tendința nu mi se pare fericită. Totul pleacă de la ideea de manipulare, pe care a pomenit cineva. Manipulare care e de când lumea nu este un element de noutate. Știm foarte bine treaba asta. Sigur că ne revine limbajul străzii, nu mai vorbesc. Sarcina noastră, asta a intelectualilor, este să schimbăm, dacă putem, această, așa văd eu lucrurile, această, acest mod de a fi. Pentru că asta exprimă o stradă, un modus vivendi, o filozofie, o religie, nu? Trăim aparent poetic lumea și strada. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc și eu. Trebuie să descurcesc o problemă destul de... Haideți să facem o lătoare a convenției. Obligatoriu mai este și membru al jurului Lucian Strochi de să vorbească. Iarăși mai este și domnul profesor Ioan Neacșu. Dar facem convenția asta. Mai mult de 4 minute, nu, ca să nu vă opri, ca să intrăm toți. Că altfel încheiem aici și lăsăm pe Vasile Bucu să ne... Sunteți de acord, da? Deci, Lucian Strochi. Că nu, nu ne descurcăm, nu, nu ne descurcăm. Am primit invitația de a încerca un eseu într-o pagină și jumătate. M-am executat. Mai tare. E o pagină și jumătate, dar mă lipsesc că intervențiile antevorbitorilor, așa cum spunea cineva, m-au incitat și, în primul rând, titlul propus de Domnul Munteanu, și anume Efectele culturii stradale. Eu o văd ca un oximoron și, cel puțin, fractalic, încă două expresii pleacă de aici, și anume cultura în stradă și strada în cultură, cum de altfel s-a încercat. Asta ca observație. E un joc de al subculturii și culturii, a efemerului și a eternității, a diacroniei și sincroniei. Și acum să încerc să-mi prezint materialul. Dar nu citim tot, cam că durează totuși, adică să... Atunci aproape altceva, să renunț. El oricum va apărea unde să vă... Și o să apară și atunci mă încadrez în cele două. Am să vă dau, deci materialul o să apară, e vorba de statui, de flash mob, de, mă rog, afiș și așa mai departe. Dar vreau să vă spun doar două experiențe individuale, extrem de interesante pentru subiectul propus. La Otterlo, în Olanda, ești invitat să participi la cultură. Ți se pun la dispoziție culori, o rotativă, faci pictura respectivă, un juriu ad hoc apreciază dacă trebuie să fii spânzurat pe precum rufele la uscat sau dacă se intri în expoziție și așa mai departe. Deci e o pătrundere a culturii străzii, a imediatului, spre marea cultură. Și în fine, un lucru tulburător petrecut la noi recent și pentru că majoritatea dintre noi suntem robii literilor, la Deva am văzut, acum întorcându-mă dintr-o călătorie în Europa, o bibliotecă gen chioșc, cu vreo 2000 de volume, dar e important ce era anunțul. Ce spunea acest anunț? Cu siguranță, printre aceste cărți, veți găsi o carte pe care o iubiți. Vă rog să o luați definitiv acasă, cu o singură condiție, să puneți ulterior în loc o altă carte pe care o iubiți. Deci, din acest punct de vedere,
consider că Biblioteca Județeană Ovidiu Sușan din Deva făcuse un lucru super și poate ce se întâmplă acum cu aceste loterii, cu aceste rulete, cu aceste... Într-un fel răspunde unei idei de cultură deschisă, că până la urmă despre asta e vorba. Mulțumesc. Da, mulțumim și noi, profesor Ioan Neagă. La microfon. Deci am zis să pregătește Vasile Băcu și în încheiere o să zică două vorbe domnul Leca. Da, vă rog, domnule. Poți să vorbesc fără microfon, se aude? E mai simplu așa. Eu o să fiu în chestii, ca să zic așa. Pentru că și în felul ăsta o să fac o oarecare legătură cu primul vorbitor care s-a referit cu adevărat la cultura stradală. De fapt, n-ar trebui să folosim termenul de cultură stradală. În mod normal, dacă îi copiem pe americani, trebuie să spunem artă stradală. Și ea nu trebuie confundată. De exemplu, am văzut și eu pe internet expresia de artă urbană. Și nu se opune artei rurale. Pentru simplu motiv că ea nu se referă la dimensiunea artistică a străzii care este dată de arhitectură. De exemplu, există noțiunea de horror vacui în arhitectura, mai ales bucovineană, în care fiecare metru pătrat a fațadei este acoperit cu picturi care mai frumoase. E vorba de porțile maramureșene. Asta e vorba de cu totul altceva. Atunci când vorbim de artă stradală, este arta asta de protest. Care este de când lumea, sigur că da. A fost și în Antichitate. S-au citat aici foarte bine. Însă noi avem contactul cu o asemenea tip de artă din anii 60, e vorba de generația hippie cu graffiti, cu picturi și cu muzică psihedelică, cu stupefiante, iată că. Ei, asta este o atitudine, o formă de manifestare care acum cel puțin a proliferat și nu știm, îi bine, îi rău. Pe de o parte, există tendința asta firească a tuturor oamenilor spre manifestare culturală sau spre receptare a fenomenului cultural. Vorba este cine face acest lucru. De exemplu, dacă un muzician de geniu se îmbracă precum un om al străzii și se duce și cântă la metrou, vrând să experimenteze anonimatul și să vadă cum reacționează oamenii când dacă reacționează la fel ca în sala de concert. Asta e una. Dacă niște amatori fac treaba asta, asta e cu totul altceva. Concluzia ar fi că e și bine, e și rău. Partea bună este că asemenea manifestări artistice, pictură, muzică, poezie, teatru, există și teatru, nu? Satisfac nevoia de artă vitală pentru om. Partea rea este că mulți dintre admiratorii artei stradale pot trăi cu impresia falsă că asta este adevărata artă. Este, de fapt, ca nechezolul față de cafea. Da, mulțumesc frumos! Acum vă propun să trecem un pic granița până în Cernăuți și să dăm cuvântul lui poetului Vasile Băcu, profesor universitar, gazetar, om luptător pentru limba română acolo și pentru mine și să-l auzim pentru două. Până ce ajunge aici, așa, am să vă spun următoarea treabă.
urmează să așeze niște mese pe aici, în continuare, pentru prânz. O să trecem toți la barele alea acolo și o să facem poze. Cu barca o să vină cineva cu barca acolo să ne vadă. Deci cei care au aparate trec în barca acolo. Ca să nu ne ce mai bine cu gheauza. Vasile Buc, din Cernăuți. Și în primul rând domnului Victor că m-a invitat la acest prestigios festival. Pentru noi, cei de dincolo, este într-adevăr un eveniment supra-deosebit, pentru că orice întâlnire cu reprezentanții de vârf a culturii române sau cei mai buni, dintre cei mai buni, este o lecție. O spun sincer, fără să credeți că e un compliment, este un adevăr. Dacă m-aș referi la tema aceasta, aș vrea să mi-au venit chiar acum, instantaneu, în memorie niște cazuri de cultura stradală și patriotismul, să spunem așa, pentru noi cei de acolo. Deci în 89, cu 30 de ani în urmă, pentru prima oară am pășit pământul românesc, împreună cu soția, care eram studenți împreună și am luat-o spre Alba Iulia. Eram atât de cunoscuți că am luat-o prin București, la Alba Iulia. Nu știam că se putea peste mulți de trecut la după Rădăuț. Și în Alba Iulia am făcut cunoștință cu o familie. Unu noapte, două, ieșim în stradă, aud cineva în jură, cântă. Și zice, hai să fugim de aici, că nu stai, că prima dată am auzit cum se înjură românești în public. Mi-a crescut inima de bucurie. Și a doilea caz, deci, fiind ziarist, totuși profesia mea, o practic deja de 30 de ani jurnalismul, îmblam prin satele noastre românești, prin Ținutul Herța, și am intrat, eram mai mulți colegi, într-o mașină Volga, și am intrat într-o primărie, într-un sat. În viceu. M-am dus la viceu afară, ies, vin la colegi, băi, ăsta e cel mai românesc sat din ținutul nostru. De ce? Că în toalet, pe perete, este scris o jurătură rusească, dar cu litere latine. Deci cam asta este intervenția mea, vă mulțumesc și sper să ne mai revedem și la Cernăuți. Victor, unde ești tu aici? Victor! Domnule Mișcăță!
piatră stinsă pe vecie. Nimenea să nu mă știe. Nimenea să nu mă știe. Mă țină în frân. Nimeni să mă țină în frân. Piatră, piatră, de nepiatră, arde în chipul și mă iartă. Piatră, piatră, de nepiatră, arde-n chipul, arde-n chipul și mă iartă. Piatră, piatră, de nepiatră, arde-n chipul și mă iartă. Piatră, piatră, de nepiatră, arde-n chipul, arde-n chipul și mă iartă. Mulțumesc. O altă melodie pe versuri de Mihăiță Macoganu, o compoziție care se intitulează Cântă cucu străinat. Doamne, fii bun și milos, unde-i codul tău frumos? Că în pădurile de ieri sunt doar cioduri și dureri. Nici zboare nu mai sunt, s-au ascuns pe sub pământ. Nu au mai putut răbda omul rău și fapta sa. Cântă cucu străinat din puiul smerde de brat. N-are apă nici grăunțe, doar amar și suferințe. Cântă cucu străinat în puiul smerde de brat. N-are apă nici grăunțe, doar amar și suferințe. Omule, visez la rai, nici un pic de suflet n-ai. Tu nu vezi că nu-mi bine, viața te transformă în câine. Vulturii roiesc n-au stare, de mari strivii între iar. Și urcă și se coboară pe cursuri și până-n seară. Cântă cucu străinat în puiul smerde de brat. N-are apă nici grăunțe, doar amar și suferințe. Cântă cucu străinat în puiul smerde de brat. N-are apă nici grăunțe, doar amar și suferințe. Nu
cete altă dată, prânziți de biată, soartă. Ulă cine să-i audă o bube cu carne crudă. Pădure dragă, pădure, cu frăduță și cu mule. Cheamă-ți moții tăi la sfat, din mormântul tău uitat. Cântă cu străinat, un puiuț verde de brat. N-are apă nici crăuțe, doar amar și suferințe. Cântă cu străinat, un puiuț verde de brat. N-are apă nici crăuțe, doar amar și suferințe. Să ne iubim, muzica Gineuniță, versul Adrian Tomasă. Dumneavoastră, dragi civili din lume, urmăriți de moarte un alin. Vă propun această strategie, să ne iubim. Dragostea e calea contra morții. Dragostea e un atac sublim. Vă propun această strategie, să ne iubim. Să ne iubim, să ne iubim, să terminăm al morții gaos. Să ne iubim, să ne iubim, îndrăgostiți pe loc de paos. La Congresul Mondial al Fii, I propose for you a normal dream. Vă propun, votați această șansă, să ne iubim. Faceți unul câine de o gradă, faceți tancul suvenir în timp. Vă propun un ordin nou de luptă, să ne iubim. Să ne iubim, să ne iubim, să terminăm al morții gaos. Să ne iubim, să ne iubim, îndrăgostiți pe loc de paos. Să ne iubim.
deschiderea salonului cărții Apagarda 22 pe anul 2018. Nu avem pretenția că am găsit, că am făcut achiziția cea mai bună a publicistică anului trecut. Dar, după puterile noastre, am acumulat o serie de volume, o serie de autori, care, zic eu, de unii dintre noi sunt chiar foarte buni. Nu suntem toți geniali, nu suntem toți ieșiți din comun, dar totuși e un moment semnificativ pe care îl ținem de, iată, de 18 ani, în fiecare, de fiecare dată. Aveam un acolo, un desfășurător, nu l-am mai găsit, nu mai știu nici program, nimic, așa că o să procedăm așa pe loc. Nici nu prea văd bine. Da, în primul rând, am terminat-o cu jururi și cu criticii cu astea, dar acum uităm la autori. Poezii. La poezii vă sfătuiesc, adică vă sfătuiesc, vă dau o sugestie, o idee, să citiți un poem și cât mai scot. N-are sens să prezentați și cu toate, să-i semnalăm cartea, spunem editura la care o pun și citim cu un poem și am scăpat. Că suntem foarte mulți, nu scăpăm nici dimineață, deci. Și mai ales acum când, cum ziceam, fii voier cât de mic, după masă doarme un pic. Ei, așa că să încercăm să ne trezim o leagă și să începem, o să o iau cu poezia, nu mai știu acolo, nu văd, care o să luăm de la sân la dreapta pe poezie. Cine e autor de poezie? Că n-am program, nu-l mai am. Poezie care are? Ia uitați un program, că nu am. Eu am program. Văd dacă de la mic. Vedeți mai știu, văd dacă de la mic. Stânga. Uite, vă zic, Roxanne, care e stânga ta? Doamne, uite că am început cu autorul de pistii graniță, de la... Nu s-a fie din tăi, din Cernăuți. Vă să ne bucă. Un poem aici, unde? Aici. Eu uite-l, doamne, s-au uitit vocea. Deci aici s-au... Nu zic așa, că mă aleg, el cum s-a fie rău nostru, tot mai rău, poate să mai zică două, trei copii, dar... Nu, cel mai bine s-a uitat. Eu mă uit cine urmează aici. Evident că trebuie pe fiecare autor să îi prezentăm. Ei, în general, noi ne cunoaștem între noi, cam știm cine și... Uite, dar dumnealui îl cunoaște mai puțină lume. Și v-am zis deja înainte că din Cernăuți, de acolo, profesor universitar, jurnalist, mănâncă pâine de și de gazetărie și de astea, face... Gazetar, în primul rând. Gazetar și de toate și luptă pentru limba română de acolo. Bine, doar un poem, Revenirea poetului, cu ocazia inaugurării monumentului Luceafărului la Cernăuți. Deci, știți că Eminescu este unicul Eminescu are un monument la Cernăuți într-un chipat tânăr. Adică Eminescu, adolescent. Cel mai mult l-au așteptat teii, pentru că nimeni altul nu le-a închinat cuvinte mai alese. Vechi oraș, sătul de regimuri și politică, a pierdut murătoarea anilor, însă știa că undeva alături, împotmolită în hățișuri de negocieri, se află clipa reîntoarcerii fiului pelerin în romanticul pustiu al stelelor. L-au așteptat bătrânii țărani, care și-au adus din Siberia sufletele în traiste, pentru că n-au putut exista între cer și pământ fără dulcea lui Bucovina. L-au așteptat nou-născuții acestui hotar de milenii, pentru că fără ei, din inimile lor neprihănite, n-ar fi izvorât niciodată apa vie a limbii materne. Mulțumesc! Urmează acum un nume foarte cunoscut în spațiul Bacăului. Este redactorul șef al unei reviste de cult ortodox absolut originală și care face o părție clară în ortodoxie, zic că în cultura scrisă a ortodoxiei. E licențiat și în jurnalism și în filozofie. Un om de o cultură excepțională, un om deosebit, care iată că iese pe piață cu o carte de asemenea, după multă vreme am mai scos o carte și în afară de jurnalistic, iese pe piață cu o carte foarte originală și unică, Iudocaienul, deci Ion Enache.
Doamne, bunii, că nu o văd. Sau mă sonoriză aici. Așa, uite. Ivan, te rog aici. Plângere pe aripa unui cocor. Mai vezi prin fereastra clipitei cocorul venit la copil ca la un frate de stol? Izlazul era aeroport pentru mii de cocoare, nu ferniși din azur să pască în serarea care se strecura printre spinii sângerii pe apusului. Mai vezi prin fanta deschisă în peretele minții cuțitul molfăit de gingiile ploii în iarba săracă și plodul înzăuat în gândul vânător din spița aspră a lui Lameh, cum libera din gâtul păsării, lung ca un pod între viață și moarte, printre penele albe, câte un rubin atât de rotund, mai vezi, printre genele unui soare de ceață care închide timpului cămașa la piept, cum tremură mai aproape cocorul și îmbrățișează cu aripile cruzimea din mâna plăpândă de prunc, rubinele sunt șiruri de cuvinte în pravila unui destin ce ține drept capul cântarului, corbul roșu scrie zilnic pe carne vie, în lăuntru cu pliscul și gheara, legea din duh în gâtul unui om gârbovit sub cizmele veacului. Mai vezi prin lăcrămioara de sânge cum zgarda străvezie a morții se înfășoară pe gâtul închipuitului vânător și cocorul crestat până aproape de os îl mângâie înduioșat ca o mamă aprinsă în lumină? Aripile lui refuză să zboare în adâncul tăcerii, ci se încuie în vechiul crepuscul desmorțit cu încetul în inima mea. Pasărea albă îmbrăcase făptura mea într-o haină cum e lumina și eu am ucis-o așa de demult. Acum văd, dăruit agoniei pe planeta unui amurg atât de naiv, cocorul rănit de moarte sunt eu. Plutirea lui s-a închis ca în serarea în țărâna din palma mea de copil. Acolo, pe izlazul cu ierburi sărace, suntem toți un popor de cocoare ucise înainte de marele zbor. Ci numai eu în adânc aud cum plânge cu sânge cocorul alb care în inima mea nici acum n-a murit. Oare aripa lui întinsă ca o rugă spre tine vei schimba-o vreodată zborul cel nou prin azur? Mulțumesc, domnule! Îl invităm, evident, pe Ieșeanu. Care e Ieșeanu? Care este... Universal. Face un festival de 5 ani la Bârlat. Și mâine trebuie să fie acolo, care vine cu traducerea. La Brăila! Ce mi-i iași, ce mi-i vreau. Brăila, tot nu am făcut. Tot bani. Brăila și Bârlat, niciodată n-am știut clar care e... Care e Brăila, care e Bârlat. Bale de stancă. Hai să-i din Bârlat. Tot din Brăila? Orbire. Iisus Hristos n-a purtat niciodată ochelari ca să-și ferească privirea de neant, ca să-și apere ochii de nisipurile pustiului. N-a purtat niciodată ochelari și nu m-a văzut când i-am făcut semn că vreau să-L urmez în oglinzile somnului smerit și uluit și mântuit ca unul din ucenicii Săi. În casa mea, Iisus Hristos n-a intrat niciodată ca să-mi ceară găzduire pentru o noapte măcar.
n-a intrat niciodată să-l ospătez și să-i întind cupa din care să-și bea răstignirea până la fund. Iisus Hristos n-a purtat niciodată ochelari. Poate ar fi văzut, dacă ar fi purtat, casa mea cu ziduri de închisoare, strada poeților, săracă, pustie, necunoscută, strada poeților cu mărăcini înspinați din coroana sa, strada poeților cu salcâmi înfloriți chiar și iarna. Ar fi putut să vadă, de ar fi purtat ochelari, câinii prietenului meu cu care stau la sfat pe terasa veșniciei în fiece zi și mai ales în fiece noapte. Mi-ar fi văzut gândurile noptatice, pătimașe, pustiitoare, dar Iisus Hristos n-a purtat niciodată ochelari. N-a știut sărmanul că vederea slăbește cu vremea, așa cum iubirea slăbește cu vremea, așa cum credința slăbește cu vremea. Iisus Hristos nu m-a văzut niciodată, iar eu nu am putut să-L iau de mână și să-I spun: urmează-mă, Doamne, în împărăția mea. Ce scuze, eu cred că nu merită să, nu folosim, să ne folosim de prezența unui poet absolut autentic, tutunișan, care anul trecut v-am spus că a luat marele premiu al nostru, Nichita Dan Lopi, care rugăm totul să profităm de prezența lui aici, să ne citească un poem. Voi m-au auzit? Nichita! Nichita! Trebuie un semnal, cred că e la țigară. Dă la pești. Nu fumează. Următorul. E pe șușă pe lor. Ia uite, Nichita. Cu calmul lui e așa de slav, care se nervează greu, dar și când se nervează, nu mai prinde pe nimeni. Vulturii voi. Pasărea coborât de trei ori din cer a fost un vultur. S-a așezat pe creștetul lui de fier, pe umărul lui de fier, pe mâna sa dreaptă. A spus: vei domni peste acest ținut nesfârșit, peste această țară întinsă. Brațul îți va fi de fier, voința ta de fier, legile drepte. A domnit în gol, sub un cer gol, într-o sară goală, peste un ținut sterb, peste o țară fără supuși. Brațul îi era de fier, legile aspre. Apoi au venit alte păsări, o mulțime de păsări. Au fost tot niște vulturi. Întâi i-au cigulit ochii, apoi l-au înălțat la cer. A domnit orb într-o țară oarbă, într-un timp orb și veșnic. Brațul îi era de fier, legile aspre, voința lui neclintită. În urma lui cerul a rămas gol, sala a rămas goală, țara în continuare pustie, pământul în continuare sterb. Doar brațul de fier a căzut peste pământul stâncos, scrijelind în piatră aceste cuvinte.
Am domnit într-o țară inexistentă, într-un timp inexistent, peste niște supuși inexistenți. Voința mea a fost dreaptă, legile mele au fost drepte, brațul de fier, ochiul neîndurător. Numele meu a fost deșert, legea mea zădărnicie. Timpul meu se va întoarce. Mulțumesc! Deci v-am spus că fiind ședintele festivalului de la Bârlad, la Brăila, pardon, Valeriu Stancu a luat de data asta a primul special al jurului. Însă mâine seara nu va putea fi aici, așa că îl felicităm de pe acum și îi dorim succes la Brăila. Iar azi în Bârlad. La Bârlad chiar și Dunărea, mai. Dunărea, da, iată. A apărut pe piață spovedanie nocturne la editura Egal, Bacău 2018, Daniel Nicolescu. Un poezie. Stai pe cruce, așează-te pe cruce, înainte ca lumea să te răstignească și bate-ți vârtos cu ele, pentru a nu fi ispitit să fugi, lăsând crucea în așteptarea întoarcerii tale. De asemenea, a apărut pe piață Alexandru Dumitru cu poeme în filigramă la editura Limes în Cluj-Napoca. Pastel. A căzut timpul din frunze. Soarele privește lumea prinsită. În noapte pe cer, Orion se răstoarnă, șerpii fug din piatra răcită. S-a șterut tăcere în stara pădurii, ard culorile verzi de ploaie, se îmbracă cerul secând apele, pământul cămașa-și despoaie. Noaptea îmbrățișa ziua la capete, omul vorbește în gând. În jurul lui e somn, somn greu, toate ceva așteptând. Mulțumesc frumos! Poeme pe contrasens, editura E-Creator, Baia Mare, Alexandru Nelu Huinici, medic veterinar. Ochi pe aripi, un ochi al lumii stă deschis, cum ochii lumii se închid și se deschid mereu, eternul noi, același eu, un veșnic voi, o clipă eu, un număr, o aripă de răcustă, de libelulă, de colibri, printre aripi schimbătoare, pestrițe, cum e pădurea primăvara cu arbelor seculari, cu crenci, cu muguri și cu flori. Aripi, aripi mereu și un singur ochi, eu. Mulțumim frumos! Apoi, trecem la proză. Să vedem ce roman ascultăm acum, în următorul timp, care nu este. Deci o invităm pe Cristina Ștefan să ne spună despre ce este vorba. Eu mă bucur că una din cărți a dispărut deja. O să dau și o dedicație celui care a luat-o. Acestea sunt cărțile mele pe 2018, două romane. Unul al meu, prefațat de Dan Perșa, cu recenzii de la Carmen Mihalache, Ion Fercu, Petre Isache, Viorel Savin și rămân recunoscătoare pentru aprecierile dumnealor. Iar acesta este un roman al lui Victor Ineșoaie, mulți dintre dumneavoastră l-ați cunoscut, un om de cultură important al Bacăului, căruia îi datorăm mult. Un roman pe care l-am scris timp de un an și jumătate din manuscris, din 350 de pagini scrise de mână. L-am prefațat, așa cum am reușit eu, și a fost prezentat prin bunăvoința președintelui nostru Dumitru Brăneanu și la Chișinău. De ce? Pentru că este o carte document sub povara unei triste povești de dragoste. De fapt, este ruptura ireparabilă a Basarabiei de România. Vi-l recomand cu tot sufletul, este un roman foarte bun
și vă mulțumesc frumos că m-ați mulțumesc ascultat. Mulțumesc și noi foarte mult. Ștefania Oprăiescu, membru al scriitorului din Bacău, din Focșani, cu volumul de proză Cu tremur în aer, editura Studis, 2018. Deci, în primul rând, trebuie să fac o mărturisire jenantă. Nu mă pricep să vorbesc în public. Și asistența mă și închipă. Mă simt mai confortabil cu gândurile mele și am scris gând după gând, rând după rând și așa a apărut o carte care se cheamă Cu tremur în aer. După mai multe cărți de poezie, mai am un volum de proză. Această carte a apărut la o editură foarte secretă, fiindcă pe copertă scrie editura XXXXXX, dar înăuntru este editura Studis. Adică se mai întâmplă greșeli. Ce să vă spun, proza nu se poate citi. Am să citesc fragmentul scurt de pe spate, care este dintr-o proză care dă titlul chiar al volumului. Mai întâi a tresărit motanul, mare cu fos, concurând în dimensiuni cu un cățel. A ridicat capul, culcat pe o parte între labele din față. Părul uniform de culoare cenușiude s-a umflat, dublându-i dimensiunea. Temător, s-a mișcat pe sub masă, pipăind cu laba stângă drumul spre ieșire. În laba stângă avea puterea și încrederea. Din coama saltului pe care l-a făcut ca un arc, l-a prins în brațe, căutându-i apropierea și căldura. Capul înconjurat de brațul meu stâng, ca de un ștreang, s-a întors privindu-mă. Ochii lui gălbui au prins irizări de lună, lucind printre hățișuri de crengi golașe, unduind de vânt. Se roteau rapid în orbite, amețindu-mă ca și cum vântul m-ar fi împins și m-ar fi răsucit în loc, biruindu-mi împotrivirea. Frigul urca din dușumerele goale, insidându-se ca apa pe sub îmbrăcăminte. Mulțumim frumos! Adrian Lungu, Omul din ferestre, editura Timbru, 2018. Recitită poeziile. Care nu la carte din ce? Asta e bine dacă s-a luat. Ce să vă spun? Cartea este... Expozit. De aiurea să vorbesc despre roman. Dar ceea ce vreau să vă spun este o carte a conștiinței, este o carte a depășirii eului, care ne pune în față un intelectual care trăiește între două lumi, lumea care a trecut, respectiv înainte de 89 și după. Ceea ce se întâmplă cu el, modalitatea în care reușește să se strecoare dintre cei doi timpi, a făcut ca acest roman să fie mai mult sau mai puțin viu. Cei care l-au citit, mai ales mă bucur cei care l-au și apreciat, o să-ți fac o părere mai bună. Eu atât. Mulțumim frumos! Vă trecem acum la critică literară și eseu. Iată că l-avem aici, în mijlocul nostru, într-adevăr, un om italianist și om de cultură, poet, critic literar, eseist, Gheorghe Giovasi. Așa, mulțumesc frumos. Dar eu n-am cartea. Aia nu-i nimic. Atunci, să citesc o poezie. Puteți să țineți o mână sus și o ziceți că o să citesc o poezie. Da, da, felicitări pentru asta. Vă mulțumesc. Da, dacă poți să-mi dea așa. Uitați. E mai frivol. Dar măcar... E în acest foarte frumos recital, până acum, e poezia mea frivolă. Este un volum care se numește Ina Vita en Opera. Este un fel de monografie a acestei Ina, un personaj fictiv, feminin, evident. Publicat la Roma, la editura Aracne. Traducerea mea aparține. Sigur că voi citi
Sunt 14 rânduri, a vrut să fie un sonet, dar nu mi-a ieșit. După vârsta ei greu de ghicit, aerul gânditor, ochelari negri, păr vopsit, spate cambrat, ținută de fostă fata nopții, ajunsă portăreasă sau furnizoare de amfetamine, Ina, făptura trecutului, o fantomă cu sânge cald, simpatic și corupt, pe treptele din piața din Spania sau pe străzile cartierului roșu din Amsterdam, strigătele ce o însoțeau ți-au amintit de celălalt cer, emblemă euforică a iadului, de cel al religiei, al șotronului, al teatrului cruzimii. Vă mulțumesc! Iarăși o carte deosebită, semnată de Ion Percu, prin subteranele de Dostoievskiene. Un titlu foarte provocator, foarte... Îmi face o plăcere deosebită să sabotez formatul lui Victor. E lansat anul trecut în octombrie și nici nu mai știu ce scrie. De aceea am să vă spun o chestiune de istorie literară. Astăzi am vrut să-i ofer cartea italienistului Joe Vasili. S-a uitat, deci am citit-o. Probabil că a văzut că are un kilogram 400, deci am o rugăminte. Pune-o la poștă și mi-a dat cartea de vizită și nu o pot găra. Îl rog, pentru că eu nu mai știu ce spune, o singură frază, ca să nu mă bată. Avem aici un om care citește totul, dar nu scrie decât despre geniu. Îl rog, o singură frază, să nu mă bată. Avem aici un om care citește totul și scrie și despre genii și despre pământeni. O singură frază. Începe cu o singură frază. Încep cu... Ai scăpat? O singură frază. O singură frază. Astfel mă bate, mă omoară, mă omoară. Eu zic că e cea mai bună carte despre Dostoievski, cel mai bun eseu care s-a scris în România despre, e un studiu academic exhaustiv despre marele Dostoievski, care este chiar sufletul nostru, a radiografiat, ne-a radiografiat pentru veșnicie sufletul. Vă mulțumesc! Are membru al jurului. Gheorghiori, pe l-am manipulat! Gheorghiori, o frază, într-adevăr, dar nu persoană. O carte într-adevăr monumentală. Cred că lui Dostoievski nu mi-ar fi plăcut o carte monument așa cum este aceasta. Mulțumesc! Da, e un roman al romanelor dostoievskiene, care topește într-adevăr filozofia, modul de a fi al rușilor, corelația cu spiritul românesc și ne arată valoarea scriitorilor de lângă noi. Unul din marele defecte ale provinciei este că nu reușim să ne felicitări. Eu scriu un serial despre ea în prosecul cineva. Vreau să mă simt cine are răbdare, un dușman al meu să vorbească despre carte. Vorbesc tot după ce mi-a dăruit. Ha, ha, ha! Eu un dușman o să mă apropie cu mare bucurie. Da. Să rămână, mulțumesc mult. Ce să zic? Nota 10 pentru acest lucru, este foarte frumoasă. Nu uite în capul ăsta. Te-am sabotat, da? Îmi place, nu, mi-a spus, vezi, s-a votat în felul ăsta, nu place și mie, da. Spun, da. Deci trecem la traducere. La traducere trecem. Doamne, vă rugăm toți persoanei care sunteți aici. Da. După ce mi-ai făcut de simțit că stau la băut acolo, te-am mutat aici. Mai săriți, vreau să citească și eu. Apoi și eu după 10 ani la tine. Băi, frate. După 10 ani la tine. La Violeta mea acolo. Doamne Petrușca, poetul, doamne Petrușca, doamne, uite că mare. Dar am zis să mai trageți de cămeș așa când mai fac o prostie de asta, că nu fac și eu. După ce o să-mi pară... Uite, am sărit și pe Cornel, paia, am sărit... Da, să ai timp să iei. Da. Da, să mai vin, să mai vin. Cartea care este acolo se cheamă oarecum anacronic, nu așa cum scrie în program, dar nu mai contează.
Pentru că la un șpriț mai adinare vorbeam despre dezlegare la femei, am zis să le citesc celor care au auzit despre titlul ăsta, poemul cu pricina, după care, bineînțeles, că termin. Deci dezlegare la femei, da? Eu dedic criticului. Nu trebuie să-i mai... Că a scris deja despre mine, deci nu-l măguresc, nu-l lingușesc. Orașul se făcuse mic în urma mea și de nimic. Din somn nu prea puteam să urc, eram muscal, aproape turc. Român, grec, sârb sau albanez, la pândă fuste să vânez. Pluteam pe o Dunăre în jos, prin bălți și sufuri în prisos, pe o strâmtă punte de caic cu ea. Și în ochii de fistic mi se părea că sunt cam prins în ghețuri verzi, fierbinți și nins, cu îngeri bleci și somnoroși, prin asii mici cu chiparoși, cu cedrii grefru și gutui. Cu cerul în ape amărui, tânjeam să ajung într-un ostrov cu falduri de lumină mov, cu cidru, boare de cafea. În vele vântul adormea, în clipoci de apă și la mal caicul se opri. Parcă murisem, eram viu, în aburi sfânt liliachiu, pofteam în post și ea stătea în fum celest de narghilea, zăpezi în carnea ei și ruguri, să mușc din sfârcuri ca din struguri, eram în poala ei pitic, mult alintat și cam peltic, împuns cu acul croșetat imberb și oarecum bărbat, îndrăgostit penibil fante, parcă știam că în jur levante, creștin, puțin mahometan, prin anotimpuri fără an, și fără voie sân și nuri și pântec dulce în scobituri, de la biserici și moschei oprite drumul la femei, chiar de aud rochia căzând de-a lungul coapselor, în gând sunt taur, zodii stăpân, cuvinte rumec le îngân. Soareți șubreț și crai nou într-un corn de melc, de bou, ca de noapte să mă fiu într-un viitor târziu. Mâine e, ieri la ea, la una, dorm pe sponci întotdeauna, dintr-o vineri până în trei dezlegare la femei, face ultimii dinari pielea ei de sub șalvari, că pe aici, pe undeva e, șuier lung de cucuvaie, tot cu moartea și cu ea, când iubesc pe alăturea. Lasă-mă, îmi spun, scălâmb înapoi la raiul strâmb. Mulțumesc! Până mine nu rămâne decât să-l descopere pe ăla care și-a permis să greșească titlul cărții lui Dan și trag o sancțiune puternică. Dacă cumva vă voi descoperi că sunt eu însumi, atunci nu mai sancționez cu nimic, e liber. Vezi că e și un poet pe aici, Victor Munteanu, să citească și ăla. E un poet pe aici. Nu, e niciun poet. E Părintele Cornel Paie, poetul Cornel Paie, Părintele Cornel. La editura din Craiova. Scrisul românesc. Scrisul românesc. Scrisul românesc, da. Da, un poem din Biblioteca din Turn, Scrisul românesc 2018. Prescura clopotelor se împarte în două. Doi morți deodată îndoliază satul. Spre două porți cărare de lumină au croit o ceată mohorâtă venită de departe. Îngeri bătrâni, herui bolnavi, copii ce mușcă înfrigurați dintr-un răpus colac. Doi morți colindă satul, fără de trup, se miră chiar și ei cât de ușor pot trece printre negre crengi, peste fântâni adânci și peste case în care plâng copii și în care încă se frământă viața. Se miră chiar și ei cât de ușor, eliberați de carne, eliberați de trup, asistă de departe, ca nevăzute păsări, fantastice în aripate, la un fel de vis. Visează oare sau aievea le sunt aripile de lumină, degetele de zare? Doi morți, deodată, s-au despărțit de tencuiala trupului și încet se îndepărtează de visul cu dimineți și stele.
și li se pare că sunt ghițiți de o uriașă gărgăriță, ori că sunt duși pe aripile ei în țara gărgăriților. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Ioan Timaru, mai spune editura Ateneul Scriitorilor, 2018. Am să vă citesc poezia care dă titlul cărții, prefațată de domnul Calistrat Costin și căruia îi sunt îndatorat. Mai spune, te iubesc pentru povestea ta. Dacă n-ar exista, eu cu cine? Cu ce să mă compar? Mai spune, îngerii țin cu tine și din firimiturile căzute hrănesc albiturile neștiutoare pentru alții mulți care vor veni în urma noastră. Duiete scăpărătoare spre lumină nouă, adâncurilor lumii. Mai spune, nici nu știi ce flacără. Mulțumim frumos! Cecilia Moldovan, Sinfonia mea albastră. Anul trecut a fost. Da, adevărul este că mi-ați spus aduc cartea, dar eu nu eram în Bacău, nu eram în Bacău, îmi cer scuze, asta este. Da, e editora Econ. Mă prezint, indica doar așa. Audiență privată la metaforă. Se vorbește că ea, metafora, este tot mai ascunsă după judecata din piață. Crucificată pe grebla de îmbogățit, schilodită de un corporatist, logodit cu targetul zilei, străduința lor stearpă nu atinge istmul acela binecuvântat dintre minte și inimă. Acesta se vede tot mai blurat la ecograf. Semn că de atrofiere la urmași, ei nu-i bănuiesc puterea de elixir, ce face bine până și unei bunicuțe neastâmpărate, zâmbind cu condescendență la nuditatea lor absolută. Mulțumim frumos, Cecilia! Cartea de proză, Stanomir Petrovici, Saga, Sărmanul, editura Robinet Publisher, Bacău. Da, am înțeles. Saga Sărmanilor este o carte care am scris 3 ani de zile. Este vorba despre oamenii simpli, despre oamenii sărmani, despre viața lor, despre trăirile lor în viață. Cartea se bucură de o prefață generoasă a domnului Petre Isache, a criticului literar Petre Isache, a domnilor Adrian din Rachieru și domnului Grigore Codrescu. Am să citez un pasaj. Da, corect. Da. Romanul Saga Sărmanilor, scris de bănățeanul Stanomir Petrovici, reconstituie traiectoria unei vieți de pănânc râmpeie din timpura mare, deceniul stalinist într-un mic orășel de frontieră, Sân Nicolae Mare, de emulație cosmopolită, pe fundal istoric, negreșit, într-un banat multicultural, peliat, asaltat de poftele vecinilor. Labirintul trăirilor și meandrele istoriei se conjugă sub apăsările regimului comunist, evidențiat răutatea vremurilor și potrivia destinului. Mulțumesc! Mulțumesc! Iarăși, veteranul într-o gazetărie, Eugen Verman, a ieșit pe piață cu o carte de proză, Zăpezi murdare, la editura Corgal Press, Bacău 2018. O carte care se citește pe nerăsuflate. Aceasta e cartea despre care vreau să vă spun că în urmă cu vreo 25 de ani, veneam la pescuit aici, la Balta Albastra. Cred că am fost de vreo 50 de ori, am fost de multe ori cu pescare, dar niciodată n-am prins nimic. În schimb, am prins acum această reuniune deosebită, de spirite deosebite. Vă mulțumesc că sunt în fața dumneavoastră și mă ascultați. Aceasta este cartea mea. Mulțumesc frumos!
Petre Isache, Cartea Sfinț și Deriva Hermetică, editură Ateneu. Ce pot să vă spun? Că ați văzut, toți ați fost fascinați de Augusta Minciuna literaturii. L-ați văzut pe Dan Petrușcă, ăsta schimbă și filozofii de viață, schimbă tot. Cuvinte, discursul dumneavoastră a fost minunat. Deci, un critic literar, care este și el un artist, fac această precizare. Toată lumea crede că poate să facă critică literară, lucrurile nu stau chiar așa. Lucrurile nu stau chiar așa. Nu face decât să continue ficțiunea autorului. Deci critica literară este o ficțiune a ficțiunii, fac această precizare, o ficțiune a ficțiunii. Deci, dacă autorul X minte odată, criticul literar trebuie să fie capabil să mintă de două, de trei ori mai mult. Este clar că orice carte, și cu asta închei, are ceva din autoritatea Sfinxului. Deci nu se vrea decodificată, nu se vrea știută de ceilalți, și aici intervine Hermes, celălalt zeu pe care îl cunoașteți și dumneavoastră, al artelor și în același timp al hoților, care trebuie să creeze și să relaționeze textul cu întreaga literatură a lumii. Ideea e exprimată și în Borges, orice enunț îi exprimă întreg sau leagă întreg universul. Da, ăștia sunt criticii. Sunt foarte puțin citiți, am norocul că sunt citit de cel puțin am un cititor întotdeauna, adică autorul despre care scriu. Critica trăiește greu astăzi, asta este realitatea. Poate ar trebui niște reviste să fie exclusiv de critică literală. Poate ar trebui să ne întoarcem la caietele critice. Nu există strict de critică literară. Poate s-ar îndrepta. E nevoie mai mult decât oricând astăzi de, să spunem, articolul lui Maiorescu, în contra direcției de astăzi în cultura română. Sigur că treburile ar trebui să le facă criticii. Viorel Savin așa îmi spune. Lucrurile merg prost că voi criticii nu faceți nimic. Lucrurile nu stau așa. Întrebați criticii de aici. Da. Mulțumim frumos, da. Fațul frumos, foarte interesant. Doamne, trecem la traducere, dar nu pot să vă traduc direct, să vă pronunț direct titlul cărții, că mă fac de râs, să știm persan. Dacă vă spun direct în persan, o să râdeți până dimineață. Să lăsăm pe Gheorghe Ior ca să le vorbească despre ce traducere. De care traduceți? În general. În Ernesto. În 1996, ca să mă refer doar la această zonă. În 1996 am început un serial, să-i spun așa, Sodec Hedoiat. Cei mai mulți dintre dumneavoastră știți despre cine e vorba. Cel mai mare prozator iranian modern și unul dintre cei mai mari de literatura universală. Atunci a început aventura unui roman, să-l numim așa, Bufnița oarbă, care a avut între timp 4 ediții. Deci o traducere dintr-un autor necunoscut la vremea aceea în România, un Kafka al Orientului, cum a fost el supranumit, a avut sorți de izbândă în țara noastră. Încurajat de succesul acestui roman teribil, așa cum, pentru că a fost vorba aici, cum Dostoevski spunea că toți se refera la prozatorii ruși, ne tragem din mantaua lui Gogol, așa m-am gândit și eu că toată proza scurtă a lui Hedoiat se trage din Bufnița oarbă. Așa au apărut 4 cărți de povestiri, în total 40 de povestiri, aș putea spune, absolut noi și în peisajul literaturii universale ca stil și artă narrativă. Este vorba despre Îngropat de viu, apărută la Polirom, de Hagi Aga, apărută la editura Limes, de Segelele, cartea
care a intrat în atenția lui Victor Munteanu și a juriului pe anul trecut, pentru anul trecut, Segelele, deci, și ultima care va apărea, care a apărut deja, dar care va fi lansată într-un spectacol inedit al cărții la Teatrul Municipal Bacovia pe 17 octombrie, Femeia care și-a pierdut bărbatul și care încheie seria celor 5 cărți cu proza, cu romanul și cu povestirile acestui Kafka al Orientului iranian. Intri în șomaj? Intri în șomaj? Nu. Ne pregătim de la fel. Trecem acum la un autor foarte inteligent, cult, medic chirurg, șeful spitalului de chirurgie din municipiul Roman, om care a scris niște cărți de proză, acum vine cu o altă de carte, de anul trecut, vorbim, discutăm numai de cărțile aproape anul trecut. E vorba de Dan Gabriel Arvătescu, Poveștile medicinei romășcane, la editura Papirus Media Roma. Autorii n-ar prea trebui să vorbească de propria operă. Opera are viața ei și nu autorul va fi cel în măsură să fie obiectiv cu propria creație. Andrei Moroa spunea că a învățat mai mult despre istoria Franței din cărțile lui Dumas decât din cărțile de istorie. Aceeași părere o avea și unchiul meu, Dumitru Almaș, cu ale lui scrieri istorice. Ce am încercat eu în ultimii doi ani în această carte și în volumul publicat anul ăsta trecut, Elies de medici romașcani, să dezvolt ideea de povestiri iatro-istorice, povestiri care să facă interesant acest domeniu mai puțin ușor de abordat de către publicul larg al iatro-istoriei, cu atât mai mult cu cât romanul, această urbe veche și de mare tradiție a Moldovei, o prezintă. E vorba de aproape 300 de ani de când se face medicină în acest oraș. Cele două cărți publicate la Papirus Media au fost recenzate, să zic, de profesorul Marcu, cel care conduce Societatea Națională de Istoria Medicinii, din bordul căruia fac și eu parte, și alături de alte cărți de profil încercăm să readucem pentru cei care preferă mai mult cultura străzii decât cultura în stradă, două noțiuni diferite, să aducem o parte din spiritualitatea locului. Poate că este o carte de interes local, dar e scrisă cu toată dragostea și prețuirea pentru orașul în care m-am format și în care lucrez. Mulțumesc! Trecem acum la un autor, un jurnal, după părerea mea, modestă, absolut de excepție, și o să vă convingeți cei ce veți citi. E vorba de un om care trăiește, profesor de franceză la origine, om de cultură, care trăiește protejat de Duhul Sfânt de la Mănăstirea Agafia și Mănăstirea Paratic, un om deosebit din multe puncte de vedere, cunoscut Gheorghe Simon, cu Fractalea, jurnal politic, editura Princes Multimedia, Iași. Bună-i, domnule! Atenție! Bă, dar trebuie să pun microfonul aici, că nu s-a audea. Pune microfonul. Suflete frumoase și biruitoare. Frumos. Un gând frumos de la Agafia, unde porțile de stejar sunt deschise și nu îndrăznește să intre nimeni decât pe furiș sau lăturiș, cum spunea Noica despre răspunsul unei măicuțe de la Văratic. Adică lăturiș nu să ne strecurăm pe lângă istorie sau să treacă istoria pe lângă noi, ci să nu tulburăm pe celălalt. Vă citesc cum și eu un mic poem. O femeie singură
O femeie singură e ca o rugăciune, rostită în lumina smerită a sufletului. Când ți-e dat să o vezi în pronaosul unei biserici de lemn, cu pleoapele deschise spre icoana inimii, cu mâinile împreunate a pace și degete arse în asceza clipei precare. O femeie singură e ca un imperiu al tăcerii, un singur gând trecându-i prin minte face să se topească o mie de cuvinte. Doar umbra singurătății o însoțește pe cărarea pierdută a uitării, surâs inocent în contemplare adâncă, e viața unei femei ca o rugăciune mută. O femeie singură e ca o lume fără cuvinte, precum fructele toamnei pârguite în suferința luminii. Ea nu se gândește la ceva anume. Sufletul ei, fără de urmă, răsare pe chipul inocent al zilei. O femeie singură e ca o grădină, cu imortele foșnind în lumină, pe cale regală a inimii, când toate sunt una și neîntreruptă e tăcerea închinătorului, care uită de sine și în tăcerea vie îi e dat să audă verbul întreit cum exultă. Să rămână! Mulțumesc frumos! Iată că dramaturgul Viorel Salvin a apărut anul trecut cu o carte interesantă, o carte de atitudini, cu idei foarte originale și chiar interesante la nivelul culturii, ca Vermele în Hrean, editura Ateneul Scriitor Bacău 2013. Dramaturgul Viorel Salvin. Cred că este foarte greu să vă spun și să vă transmit tot ceea ce aș vrea să vă transmit. Se aude, da? Da. Ca viermele în hrean, titlul se traduce așa, și înainte de 89 și după 89, eu am trăit tot ca viermele în hrean. Dacă vă gândiți cum trăiește o albiliță în varză și cum trăiește alta în hrean, vă dați seama cum am trăit eu și cum mulți dintre dumneavoastră ați trăit. Cartea aceasta, Ca viermele în hrean, de fapt este o carte despre prietenie. Este o carte despre prietenii care m-au vândut. Se compune din două părți, un puzzle și Sorel. În prima parte, puzzle, e vorba de o succesiune de amintiri. Cartea se numește Amintiri Necenzurate, volumul 1, o sumă de amintiri despre perioada de după 89 și în partea Sorel, un lucru care vă va interesa, cred, tratez modul în care prietenii, finii, rudele mele apropiate m-au turnat la securitate. Și am reprodus în carte notele informative holografe. Dumneavoastră să-i puteți recunoaște după scrisul cu care ei și-au întocmit aceste note. Important este altceva. Și sunt încă mirat, după ce am trimis cartea asta în multe locuri, numai două ecouri am avut. Unul, un ecou nu mă așteptam de la o tânără, Ioana Silvia Sofinetti, și un ecou de la Mircea Radu Iacoban, care scria Cronica Veche. Am citit de seara până dimineața cartea lui Viorel Savin, Ca viermele în hrean. Doamne, ce carte ciudată! Doamne, în ce lume trăim! Atât! În partea aceasta a doua, și Ion Holban îl va recunoaște imediat pe individ, finul meu, un om pe care
l-am ajutat regizorul Geirunții Nou, decorat de Guvernul României și de Guvernul Austriei pentru serviciile minunate făcute celor două culturi, figurează în această carte cu Geirunții Nou. Regizor, a fost regizor la Bacău, figurează în această carte cu vreo 9 note informative. Dar vă rog, nu rețineți senzaționalul de aici, ci rețineți asta. Este o carte despre prietenie și despre prietenii care au vândut. Mulțumim frumos! Axiologice. Profesorul și criticul literar Liviu Chiscop, editura Alma Mater, Bacău 2018. Axiologice este o carte de critică literară și probabil în secțiunea aceea ar fi trebuit să fie inclusă, dar asta nu are mare importanță. Axiologie de la valoare, deci a sesiza valoarea unei cărți, a unei opere literare și așa mai departe, de aici provine titlul, iar subtitlul ei, Diagnoze critice, m-am inspirat din medicină, de aceea și pe copertă am reprodus un tablou al lui Rembrandt, lecția de anatomie, fiindcă eu consider că așa procedează criticul, deci care pune o diagnoză, de fapt, un diagnostic asupra cărții. O judecată de valoare, de fapt, în termenul critică, din limba greacă, asta înseamnă a judeca, de la a judeca provine. Deci criticul emite judecăți de valoare, stabilește valoarea unei cărți, ca și medicul care stabilește un diagnostic. Adică consider că, așa, metaforic vorbind, așa ar trebui să proceteze un critic, să ia opera literară, cartea, o așează pe masă și cu bisturiul esteticii literare, a teoriei literare, nu? O disecă, o analizează, iar apoi reconstituie acest întreg, face o sinteză, deci analiză și sinteză ar fi, o sinteză sub forma unei cronici literare. Aici sunt cronici literare, nu recenzii, fiindcă este o deosebire, după cum bine știți, între o recenzie care, de fapt, semnalează apariția cărții, are o întindere mai mică, iar cronica o analizează mai în detaliu, mai amplu, cu mai multă competență, cu profesionalism. Sunt cronici literare publicate în ultimii 2 ani, la o serie întreagă de cărți și zic că titlul lor ar fi incitant. Deci sunt cronici literare, așa cum am precedat și aici pe pagina de titlu, publicată în ultimii 2 ani în România Literară, București Literar și Artistic, Contemporanul, Convorbiri Literare, Expres Cultural și Poezia, toate acestea de la Iași, Revista Literară și Literatura și Artă de la Chișinău, Ateneu, Vitraliu, Plumb, 13 Plus, Bacău, Antiteze, Asache, Piatra Neamț, Constelații Diamantine, Craiova, Actualitatea Literară, Rucoș, Mărturii Culturale, Satul Mare, Crai Noi, Nou, Suceava, deci după cum vedeți, reviste de cultură, de literatură, independenți întreg ținutul românesc și inclusiv din Basarabia. Sunt, cum spuneam, cronici la diferite cărți și titlul lor este, zic eu, interesant, unele despre prinele însăre, nu? De exemplu, procesul comunismului literar, viața lui Corneliu Zelea Codreanu, protocronismul românilor în arealul european și așa mai departe, fac o pianismul la el acasă, adică cărțile lui Victor Munteanu. Am și o carte de istorie literară, fiindcă cele două direcții, critica și istoria, nu se pot despărți. Istoria literară, cum citeam recent în România Literară, istoria literară, se spunea, este forma cea mai înaltă a criticii literare. Cele două, critica și istoria, după cum bine știți, sunt părți împreună cu teoria literaturii, cu estetica literară, sunt cele trei părți ale științei literaturii, pe care eu o onorez. Mulțumesc frumos! Urmează o profesoară de limba română din Onești, Gabriela Gârmaciu, cu
Volumul Primul Război Mondial între realitate și ficțiune, editura didactică Publish House București. Da, deci cartea a apărut anul trecut la editura didactică Publishing House în București. A fost etichetată de Marius Manda drept un muzeu într-o carte, de George Damian o carte cât un internet. E o încercare de a accede la istorie prin intermediul literaturii, pornind de la experiențele pe care le-au trăit scriitorii care au luptat în Primul Război Mondial, alături de oamenii simpli, printre care și străbunicul meu. E o carte inedită pentru că ea are documente reproduse în formă și dimensiune autentică. Și dacă cititorul nu crede povestea, o poate recompune singur pe baza acestora. Vă mulțumesc! Daniela Șontâncă, Oamenii Unirii, editura Trinitas București 2018. Dumneaei a fost redactorul șef al cotidianului Lumina, acum am înțeles că a suplimentului artistic al ziarului. Deci o fată deosebită. Mulțumesc! Numele meu este Daniela Șontică. Cartea se numește Oamenii Unirii. Din nefericire am uitat un exemplar la hotel, dar cred că mă credeți pe cuvânt. Este o carte de publicistică, reunește biografiile a câtorva zeci de oameni care au contribuit la realizarea Marii Uniri. E realizată cu metodele jurnalistului, dar am căutat să aduc acolo în biografiile acestea contribuțiile pe care le-am găsit redate în surse istorice, dar și în cărți de memorii, în jurnale, în presa vremii. Cumva am căutat să fac istoria mai plăcută și poate pe gustul tinerilor. Speranța mulțumesc, probabil e deșartă, dar... Ion Neacșu, primul an de libertate, libertate în ghilimele. Să știi. Păi de ce pui în ghilimele libertatea, spune-mi? Trebuie să vedem de ce, la editura de corte, am da, asta e o carte care ilustrează oarecum ce zice Călinescu, numesc bun gazetar pe acela ale cărui articole suport adunarea în volum. Vreau să spun că după 30 de ani adun aici articolele apărute în anul 1990 în revista Catedra, prima revistă nedepartamentală de învățământ, făcută de Liviu Chiscop și de mine, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Atunci, după 30 de ani, este cel puțin pentru mine fascinant să vedem cât de naivi eram noi acum 30 de ani. Este foarte interesant, mai ales această adunare pentru că dă o imagine a epocii. Acum, vorba lui Isache. Este o docuficțiune, pentru că niciodată nu putem spune că privim cu totul obiectiv la ce am făcut noi înșine acum 30 de ani. Sigur, este ce am făcut eu acum 30 de ani, dar văzut din perspectiva mea. Asta este. Mulțumim frumos! Mihai Buznea, bolnav de unde să coptei cu pap de pușcă, întâlnire cu Tamina, editura Vicovia, Bacău, 2018. Jurnalist cu vechi stadii, de asemenea. Dar iată că vine cu o carte, o altă carte, anul trecut. Acestea sunt cărțile. Colegul meu, Monteanu, a făcut o precizare, că eu sunt ziarist. Și, într-adevăr, așa este. Eu nu sunt scriitor, nu mă consider scriitor. Eu fac narratism. Dar nu cred că s-a audit ceva în casa asta. Cine s-a audit? Băi, frate, care-i
Deci, eu fac jurnalism narrativ. Sau, cum a mai fost definit, literatură pe genunchi sau la colțul mesei. Aceste 130 de mici povestiri le-am scris dintr-o respirație. Interesant, e vorba de povestiri pescărești, vânătorești și de altă natură. Interesant este că toate opiniile care au fost exprimate pe marginea acestor cărți se referă la bolnavi de unțe, deci la pescar, care sunt cei mai mincinoși. Dar, cum zic, cărțile le-am făcut, e carte de vacanță, sunt cărți de vacanță, se citesc în tren, în avion, pe malul lacului și eventual la baie, când trebuie să stai mai mult. Mai e un fapt interesant. Anul trecut, alături de aceste cărți, mi-a apărut o carte de reportaj, Drumuri și popasuri, un fel de cântare a României în variantă modernă, așa, la 100 de ani de la înfăptuirea României mare. Mă așteptam, bine, nu e o critică, e doar o constatare, mă așteptam ca acea carte de reportaj, care conține 19 reportaje din toate zonele țării, să fie în atenția domnului Victor Munteanu. Dar a preferat, probabil că i-a plăcut povestirile vânătorești și pescărești și le-a preferat pe asta. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Virgil Mocanu, un dreptar de etică și de conduită pentru tineret, editur la Ateneul Scriitor, 2018. Profesor de sociologie. Cartea se intitulează Îndreptar popular de etică și de conduită pentru tineret. De ce popular îndreptarul meu? Pentru că este alcătuit exclusiv din proverbe, din proverbe românești. Iuliu Zane, cele 10 volume, apărute în 2004. Ideea nu mi-aparține, aparține sculptorului Constantin Brâncuș, care la un moment dat spunea că dacă ar fi un cercetător al moralei, ar alcătui un îndreptar de morală numai din proverbe. Eu am pus în operă ideea marelui artist, apropo și de căutările asidui ale multor formatori de opinie de astăzi, unde ne sunt modele, ce modele să adoptăm tinerii noștri, pe cine să urmezi, etc., etc. Și am zis, oare învățăturile, povețele, îndemnurile străbunilor noștri nu sunt valide, nu sunt valabile și pentru tineretul nostru de astăzi? Rămâne de văzut dacă da sau ba. Cartea se vrea o variantă informală la predicile sistematice care ne vorbesc despre ceea ce trebuie și despre ceea ce nu trebuie să facem. Mai concis, ea vrea să învețe tineretul de azi bunele purtări cu îndemnurile și povețile celor de el. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Constantin Todose, Sărbătoarea satului, editura Magic, Onești 2018. Profesorul unui... Este autorul unui festival acolo interesant, făcut și remioriții din Cașă, un om foarte vrednic pe care îl cunosc și care iată ce face. N-am reușit să ies de pe ulițile satului. Eu sigur nu am trecut dincolo de hotarul satului meu, dar e bine și ba chiar extraordinar, zicem, mă simt, când am constatat de curând că Academia Română, în ultima publicație, volumul 9 parcă, menționează despre satul meu că reprezintă o marcă identitară pentru România. Am ajuns aici, la marca identitară, plecând, citez
două aliniate și atât. În urmă cu mulți ani, să fie vreo 20 și câțiva oameni în putere atunci au început să viseze, să îngâne, să vorbească despre o manifestare altfel la nivelul satului. Toată țara, facem referire la primul deceniu de după Revoluție, toată țara parcă era golită, pârjolită chiar de orice relaționare interumană. Înaintam cu toții buimaci în glodul post-revoluționar. Trăiam cu euforie sălbatică spre murdară reversul lipsurilor de tot felul ale perioadei comuniste. Călăbăciți pe democrație și libertăți, cetățenii se manifestau cu vehementă inconștiență pentru negarea tot ce timp de o jumătate de secol fusese socotit și însușit drept valori esențiale societății românești. Astfel, patriotismul la nivel național puțea, cel la nivel local era o boală rușinoasă. Ideea de colectiv adânc înfierată, respectarea legii facultativă, iar regulile valabile numai pentru cei proști și demodați. Lumea gârâia de băutură la prânz, gâlgâia democrație sălbatică seara și ghinea din cheptul și pântecele umflat dimineața pretenții, multe pretenții, nemulțumiri, multe nemulțumiri adunate în ultimii 60 de ani. De acolo am plecat, am ajuns frumos și mulți dintre dumneavoastră știți despre ce se întâmplă apropo de Ubârșea Mioriței, de porțile de lemn cu trei stâlpi și acoperiș, și mi-este bine că în această carte, o istorie la timpul prezent într-un fel, am reușit să consemnez aceste fapte și întâmplări. Mulțumesc frumos! Acum le invităm pe criticul Leșan, directorul teatrului din Iași, și o trag o concluzie, așa, la tot salul meu al cărții. Nu vreau să trag concluzie. Tot ăsta de vorbitor. Atunci, dacă nu poți concluzie, atunci... Vreau să spun. Așa. Păi, din ala cu... Da? Oare, acum e ca să te vadă la lângă de zbărea, când cu care a făcut prezentarea acum, n-am aflat despre ce sat e vorba. Ne-a citit un fel de pamflet, așa, o chestie. Un sat, poate fi un sat oricare. Cum se zice? Nu, nu. Atmosfera era aceeași, mă iertați. Al cui sat? Ce sat este Bulatia? Satul Cașin. Un sat situat în vestul județului Bacău. Ei, asta este foarte interesant. Nu, dragul meu, vreau doar să spun așa. Sunt în sală patru poeți nerostiți. Poeți adevărați. Vasile. Nerostiți. Olimpiu Nușpelean, Victor Munteanu, Val Mănescu, și Dumitru Brăneanu, dacă nu aș pleca pe aici. Nu știu ce ați rămas voi nerostiți. Bine, și atâta vreau să spun, că nu e în regulă. E, dar ce să fie? Opinionul Șoleam Bistrețeanu, directorul revistei Mișcarea Literară, critic literar, eseist, poet, să zică două vorbeți. Unde ești? Dacă nu au cărți. Hai să te vadă lumea așa, de trei ori am cărți. Nu am spus nimic, deoarece nu eram în temă legat de discuția de astăzi despre... Alo, dar fă liniște, dacă mi-a tras atenția, fă liniște, ascult de păstă. Un comentariu. Despre cultura străzii, despre influența acestei asupra literaturii. Poeme. Se poate. Poeme. Mâine dacă... Nu am, îmi pare rău, deci poeme, nu am, deloc. Aș, dacă tot e vorba de poeme, aș spune două versuri din Ae Baconski, dintr-un volum publicat foarte mult. Un nu, doar un nu ar fi derostit în această biserică goală, unde predică fără încetare o bandă de magnetofon. Apropo de magnetofonul, de pe vremea aceea. Dar nu e, deci, este o amintire sub impresia emoției, nu e nicio conotație, nu trebuie făcută. Val Mănescu are cartea la el. Îmi pare rău. Pe imagine nu știu ce poate să rămână. Autorul volumului care v-a scris el,
Am să citesc o singură poezie de 4 strofe. Efectul Bacău, ce numește. În jurul lui a apărut o groapă și se miră cum a ajuns în ea tocmai el, cel mereu înconjurat de prieteni, numai bun de cutreierat de Europele bahice și de necunoscuți mincinoși mantelați în roșu, pe care nu îndrăznea să-i alunge când Van Buren nu făcea diferența între entități cu sporuri emoționale diverse pe stadioanele patriei. Molima elegiacă face ravagii prin moleculele lui obișnuite cu fițele culturale ale protipendadei preocupate de long life learning. În jurul lui a apărut groapa asta neagră în care sinucigași din dragoste fac looping-uri, tonouri pe direcția miezului planetei, ca la prima dezvirginare, când căuta el în calendar zile mai bune. George Călcan, unde ești? Nu se pricepe. Aici, ce adore, la interval ăsta. Citește o poezie. George Călcan, ce ne-ai dat? Pă la lui. Nu-i nimic. O să aveți prilejul să scrie despre o carte a mea. Ce amenințare? Am făcut mare plăcere, George, să știi. Dar ce ne-ai dat? Unde... Acolo, stai acolo. Aici. Voi recita cel mai scurt poem pe care îl țin minte. Crescută slavă în lanțul mândriei, mie trupul tot o rană a vederii, cu zeci de ochi deschiși în zeci de pori, rostogolind potecile plăceri. Câinele fericirii sunt. Câinele fericirii lătrând suferința la colțuri. De unde le-am firea omului, de unde le-am fata, organă a lumii. Mulțumesc! Bravo! 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 Dar mai ridică cineva deștele sus. Pe contrasens nu văd. Sus, sus. Despre poetul care n-a vorbit astăzi aici. Ba, da, Valeria m-a dat ai cosă, bă, uite de vreme. Da, aia ce să beau, prima de lumea. Mulțumesc frumos că nu mai sunteți misogin, nu. Eu o să citesc poezie religioasă mâine dimineață, că am apucat pe calea biserică. Mulțumesc. Pot să răspund 4 rânduri? Da. De ce n-a venit domnul Munteanu? Pentru că spune așa, vine unul la tine și-ți scoate zilele afară și-ți face numele țândă și-ți cântă la corză dorule. Victor Munteanu. Nimic cu așteptări și viscolește cu întrebări, când tu ești nicăieri, cerul se întunică ca furtună, sub pașii tăi pierduți, mâinile mele cad a rugăciunii. Te caută să te cuprindă, doar umbra ta e tot ce-mi rămâne, suspinul amintirii mă răpune, cu un număr de timp, călare fără nume. Bravo! Felicită! Cu aceste sudare! Ozana Kalnoski, Ozana Kalnoski, într-o amintire a lui prozator, mare prozator, doar ca multe, Dumnezeu să vă adică. Sunteți mulți prieteni aici, mulți oameni care l-ați cunoscut pe Doru Kalnoski. Din nefericire nu mai poate veni cu cartea să-și o lanseze. Este ultimul mesaj pământean
mesaj către manechine. Probabil că legătura pe care am vrut să o fac între stradă și literatură, și dumneavoastră știți foarte bine, în anul 2015 a protestat în stradă, în fața prefecturii, lansându-și cartea spre vest prin nord-est, pe o cruce, răstignindu-și cartea, în semn de protest pentru pseudo-literatura făcută de pușcăriași, impostori și hoți. Nu a avut niciun ecou, cu atât mai puțin acum va avea un ecou, dar important este, chiar dacă nu fizic nu poate fi așa, să nu lăsăm uitarea care oricum se așterne peste toți și peste toate, să obnubileze această conștiință. Urbea Bacăului are foarte multe valori, printre ele și dorul Calmuschii. Și ar fi bine, când ne întâlnim, să nu uităm. Cei plecați nu mai pot să facă. Poate să se uite la noi acum și se distrează. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Cartea a apărut în 2018. Mă întreb, deci fiind ultima carte de anul acesta, nu mai contemporan cu noi, probabil, Doru Calmuschi. Nu mai are ce lansa. La autocar, propagam un liber... Ce-am mai uitat, domnule? Care este? Poemul! Hai să la autocar toată. Acum programul e liber, fiecare...